Păi nu s-a întâmplat de atât până acum. Bine, bă, bă, dar nostalgic. Ce ești, bă, frate. Nostalgic. De ce? L-am mirosit pe muraru aici, în colț. Mi-e foame. Mănâncă. Abia am mâncat. Ce? A gătit. Legat de apartament. Vezi? Gătit bun. Hai, că nu mai mănânc niciodată. Nu mai mânca. Bă, dar... Gata. Ia vezi. Bă, hey, hey. Bine, bă, e bine, bă, frate. Bă, frumos ești. Ce? Tu ești frumos. Auzi, dar schimbă nici nu pe prin planuri, așa. Păc, păc. Ia uite. Pa, mamă, aproape viu. Bă, ești... Mamă. Bună ziua. Tehnologie 2020. Bine, v-am găsit într-un episod de podcast nou. Cel mai serios. Cu Florin Ristei. Salut. Bă, m-am uitat... când dracu m-am uitat, mă? M-am uitat la... Când a început Asia, sezonul ăsta. Așa. M-am uitat, nu știu când dracu mi-a apărut pe YouTube, l-a recomandat un video... după Asia de sezonul trecut. Așa. Cu noi. Ce prostii ziceam. Erai, al doilea episod de pe ăla de pe net l-am făcut cu tine, nu? Răpănos poți fi. Dușul nu mi-ar lipsi. Doamne, ferească Dumnezeu, ce-i în regulă cu tine? Te poți spăla așa, că-ți nu miroși prost? Na. Așa e. Animale, păsări, frumos. Ca acasă la țară, nu? Ca la țară cu palmieri. Frumos așa natură, nu? Cântă cocoșește de la 2 dimineața. Zi? Cum adică? Asta vreau să încep și eu. Bă, ai simțit vreun miros dubios în casă? Nu vrei să-ți spun. Adică nu, chiar nu vrei să-ți răspund la asta. Hai. Ba, eu vreau să răspund la asta. Ai simțit un miros dubios în casă înainte să plecăm? Da, cu 3 zile înainte să plecăm? Am crezut că e mie, bă. Aaaa, bă, du-te-ne. Bă, dar tu chiar, cum adică? Cum adică? Da, mă, la modul când nu faci duș, te speli. Ai văzut cum se spăla frasul? Se spăla așa ca mâța. Eu sunt de acord cu ăștia care zic nu trebuie să te speli decât când trebuie, pe altfel să distrugi pH-ul la piele. Exact. Că sunt oameni, că, de exemplu, eu nu transpir deloc. Dar deloc. Deloc, deloc. Foarte rar când e foarte cald afară. Și în casă poți să-ți ajungi 2-3 zile, fac duș complet. Nu mai spăl la o de-asta, mai miros, da, pe la locuri, mai dau un pic, mai iau... De... Bă, eu am noroc că eu nu miros când transpir. Că nu miros. Nu miros, recunoaște. Mai e o pagină parfumată de la Avon, te mai dai puțin pe aici? Mai există? Da, cum sunt? Ia, uite! Nu te mai tot atât, doamne, da, trebuie să te speli, da, dacă nu se poate, vrei să mă, ce să, cum să mă spăl aia? Bun. Vai de puta, în râs, bă. Te-ai uitat sezonul ăsta? Nu. Tu? Nu te uiți nici eu. M-am uitat nu, un pic. Eu un pic și am eu un avut pic. Treabă în și fiecare eu, seară, ești nebun. S-a schimbat programul. Nu, deci m-am uitat la primul episod o oră. Da, cred că l-am văzut pe tot primul. Nu, eu nu l-am văzut pe tot, m-am pierdut. Nu, pe al doilea l-am văzut pe tot, n-am văzut primul deloc. Primul, mamă, deci intro mi s-a părut Dumnezeu pe pământ. Am zis că... I-a luat altfel decât pe noi, nu? Da, nu, dar zic cum au montat ei, producția, cum au montat intro, zic, bă, ești nebun, s-a venit Mesia. Așa, deci mi s-a părut extraordinar. După aia m-a pierdut, după oră, sau nu știu, mi-a sunat telefonul, a venit mâncarea, ceva, am uitat așa. Și am mai încercat să mă uit acum vreo săptămână și am dat și eram, nu înțelegeam nimic. Ai ratat o grămadă. Am ratat, da? Vezi, toți nebunii pe acolo, da. Mi s-a părut mult mai așezat așa, mult da, mai așezat primele. Mai calculat. Tu nu te-ai uitat mai încoa, că au început să se facă bisericuțe, au început să se mai vorbească de rău, dar la început era toată lumea destul de calmă. Da. Ce ne iubim toți. A, da, uite, vezi, eu am pierdut asta. Așa și l-am dat, am zis, bă, nu înțeleg nimic, Dar la ce te uiți la televizor? Păi nu mă uit la televizor. Nu pe la televizor, la ce te uiți? Pe Netflix. Ce? Zim ceva bun. Toate serialele, toate documentarele pe Prime. Păi nu știu să zic, am văzut multe. Acum mă uit la The Biggest Scam, ceva cu ăștia. Sunt unii care au făcut un fel de fond din ăsta, au strâns bani de la oameni, la țepi din astea. Uh-huh. Așa, la ce m-am uitat? Mă uit pe Prime. Da, cu Prime-ul ăla nu m-am înțeles. Și țeapă mi-am luat, bă. Îmi apare acolo, cu a apărut ăsta, ultimul James Bond. Așa. Văd acolo. Prime exclusiv Theater 5 Verzi, zic. Fac și gata. Aseară, îi zic lui Șoarec de ieri dimineață, zic, de seară. Rupem Bond. Ne uităm la James Bond. Ne-am comandat fructe, toate alea, să stăm. Și gata, șoarece, ne uităm în living. Perfect, am soundbar de alea, tot. Și când am dat sneak peek... Că am văzut, rent movie 0 lei. Zic, cum 0 lei? Că de obicei astea sunt $30, $20. Zic, 0 lei. Când am văzut... Eu nu știam cu Prime. Am învățat colega de apartament cu Prime. Da? Da. N-ai Amazon? Nu, eu sunt Netflix, HBO, nu știu ce căcat mai aveam pe televizor.
puneți prime, pac, m-am învățat, mi-a dat acolo și da, tot eu așa, am noroc, la rent vrăjeală. Eu am noroc că contul de prime e al fratele meu de state. A, și ai toate alea. Da, da. Că mai am tovarăși, de exemplu, Giovanni zicea, bă, eu n-am, mie nu mi-apare Fast and Furious ăsta ultimul. Mm. Eu l-aveam. Și zic, bă. Și n-ai văzut James Bond? Nu. Bă, tare? Am fost la cinema. Și tare? Bine, bine, și următorul James Bond e o femeie. Adică următorul, deja în filmul ăsta e un James Bond femeie. A, da. Da. Și următorul e altul, las că nu ți-l stric. Nu stric, e Tom Hardy, dar nu ți-am zis. Așa, m-am uitat la Peaky Blinders, dar da, nu la tot. Da. M-am pierdut și ăla prin sezonul 3. Ăsta cu calamarul l-ai văzut? Te-ai da, prins? Da, da, din prima. M-am uitat deodată. Mamă, mi s-a părut violent din prima. M-am uitat așa și... De fapt nu, m-am uitat la primul episod, da, jumate. Da, exact așa. Și zic... Nu puteam cu chineza cu alea, nu puteam. Da, da, da. Nu, adică nu greu. Trebuia să fiu, nu puteam să fac ceva, ai ceva. Ai dat în engleză? Sau ai ascultat am dat pe coreană? Am dat pe engleză. Pe engleză. Dar își pierde farmecul. Își pierde hazul. Că ea joacă oricum destul de prost. Da, da. Dar în limba lor joacă un pic mai bine decât în engleză. În limba lor, da. În chineză joacă bine. Și m-au prins. După aia a doua oară când m-am uitat, i-am dat giuf direct la jumătatea primului episod până la sfârșit. Ce dilemă. Ai face-o? Asta se vede că e de la televizor, mă, că el doar trebuie să fii în postura asta. Zi, mă, ai face-o? Nu. Nu? Nu, dacă ai fi, nu așa, acum. Dacă ai fi în situația unuia dintre ei. Pentru cât era, câte milioane în banii? Mult, vreo 40 de milioane. 40 de milioane, să risc să-mi pierd viața anunciat. Nu. Dacă nu mai ai nimic de pierdut. Că ea n-avea nimic de pierdut. Era de pe stradă, ăia, unii drogați. Nu știu, ai de pierdut viața, ești nebun. Da. Păi face-o? Bă, m-am gândit așa, a fost dezbatere în casă. Ce? La jumate așa sunt. Cred că, da, că aș fi suficient de cretin încât să cred că aș putea câștiga. Zici, mă duc acolo, eu, ești nebun. Da, mă, dar tu n-ai văzut când Squid Game ăla, de fapt, tu n-ai văzut după? Ce? Astea, de, să zici, din film? Nu. Cum au fost ăia aleși? Ăia roșii. Ăia roșii? Da. Eu zic că sunt din câștigătorii vechi. Nu? Nu. Dar cine? Ăla când s-a dus la băiatul, la personajul principal, a venit unul cu o servietă. Da. Ai văzut că o deschis servieta? Ăștia care vin la Oriflame să-ți prezinte acasă. Exact, da, sau, da, așa. Sau cum era, Amway, era o din asta, da, piramidală. Pilon aveam noi în Galați. Pilon? Pilon, da, cu niște de alea de masat, cu niște... Da, a, mă rog, da, așa. Ăla când i-a deschis servieta erau două plicuri și niște bani, parcă. Și niște bani. Așa. Plicul albastru și plicul roșu. Și ți-a dat să alegi. Și el a ales plicul albastru. Așa. Și dacă alegea roșu, se ducea la... Bravo, mă! Da, de bătrân, ce zici? De bătrân. Numărul 1. Da. Sau ultimul. Ce? Bătrânul. Ce să zic de el? Ăla-i tasul personaj principal. Ba, ratat, cred că am mai dormit la film. Nu, eu mi-am zice, dat seama... Sau ce? Șoaricul și-a dat seama din timpul filmului și după aia ne-am uitat pe net să vedem așa care sunt. El în timpul filmului, ai văzut când ea ia urtul ăla, zice că eu nu pot să iau că sunt alergic la... Da, și bătrânul zice, da, și fiul meu era alergic. Da, și tatăl meu când așa mă bătea că nu știu ce, da, a, și okay, eu am fiul făcut pe asta. Care nu l-a văzut toată viața. Da, nu, ăla știa că el e fisul. Ah, ok. Și asta o nu știa treabă că... din asta și eu cred că o și câștigat din cauza asta. Cine a câștigat? Nu știu cine a câștigat. N-am văzut nici finalul. Ăsta, bă, personajul principal. Ăsta a câștigat, nu? Da. Principal. Bravo, mă surprindeasă că a câștigat altcineva. Extra, bă. Ok, eu mai văd așa seara, acum de când muncesc dimineața. Bă, dar cum e, bă, să muncești dimineața? Colega, bă, de apartament nu muncește dimineața. Așa. Și eu plec și ea mai doarme un pic. Și da, seara eu cam leșin. Da. Eu mă culc cam pe la 1 și mă trezesc cam pe la 7:40. Cam atât de dorm. 6 ore jumate, 7, maxim. Așa. Dar între 11 și 1 nu sunt responsabil de ce fac seara. Că mă mai ia cu leșin și zic, gata, ne punem la un film și aici. Adică dor din prima la film. Nu, că mă țin tare. Adevăr că și eu pățesc la fel. Și mă pun și văd 10 minute și după aia ia mai... Ca aia, bă, fix ca aia bătrân, mai dă... Da, da, watching, da. Șoarecul se supără pe mine, băi, ești bă. Nu, se supără că mințim că suntem treji. De asta se supără. Da, nu, da, pe mine mă deranjează. Deci, eu dacă ador la film... Așa. Sau ațipesc așa, bă, și băi, perfect, gine. Faci o... Hei! Dar ai zis că nu dormi. Așa, zic, agresiv. Bă, dar lasă-mă în doar, dacă vezi că dormi, mă deranjezi, ești nebună dacă s-a obosit. Păi ai zis că nu uităm la film. Zic, ok, dar dacă am adormit, nu mă... Nu, mie face alt. Da? Mi-e stă așa și mai apare câte o întrebare. Și ți-a plăcut ce a făcut ăla? Yes, yes. Și că da, ce a zis? Și râde așa. Și mă pune la încercare, da, și pe mine la fel. Ai văzut șaseră filmul, da. Da, am văzut șaseră. Nu, acum de vreo o săptămână, două maxim, ea și-a găsit un ceva, un serial îngrozitor.
Adică nu mai dește cu liceeni, cu așa, care ce? Eu nu ce? Pot. Sex education. Nu, s-o uita și la... Da, da, ai auzit că după sex education ăla s-au destrămat foarte multe familii? Cică. Cum a făcut statistică că după fix da, după nu ăla? Știu. Au dat o știri din asta, au zis oarecum așa. Deci s-o uita și la ăla. Nu, acum s-o uita la unul You. You? Cu psihopatul? Da, te uitași tu? Da. Dar e vechi. A, n-am văzut sezonul nou. Am văzut că a apărut sezonul 3. Așa, și după aia mai are unul Dynasty. Să mă cac în Dynasty ăla. Te-ai uitat? M-a prins acum un an și ceva în pandemie, zic. N-aveam la ce să mă uiți. Zic, a, o telenovelă de aia, clasic, da. Clasica telenovelă, bă, fix. Așa, și te-ai uitat? Și zic, ce prost e. Hai să mai văd unul. Hai să mă, și am văzut 4 sezoane. A, ok. Zic, în ce prost e, ce prost e. Nu, mă, nu, eu Peaky Blinders, da, Vikingi. Nu m-a prins, așa. Te-ai uitat? Nu, ești pe altul, ești pe ce se uită mama, Vikingi. Îmi pare rău. Nu m-a prins stilul la Peaky Blinders, nu știu de ce. Băi. Da, într-adevăr, știu. Primele 3 episoade trebuie să ai foarte mare răbdare. Da. Eu la Vikingi am încercat să mă uit de 3 ori. Și n-am, bă, da. N-am văzut nici Game of Thrones, de exemplu. De ce l-am chemat că aici? Că nu prea îmi plac astea SF așa. SF-ul. Păi da, dar Vikingi nu-i SF. Da, știu. Băi. Istoric, SF, de asta. Bă, deci la un punct încolo, că nu vreau să zic, chiar ți-l recomand din tot sufletul, din toată inima și ții. Nici tu l-ai... Da, și am încercat să mă uit, n-am fost de la mega hater. Am încercat să mă uit, am uitat la un episod, da, mișto povestea, am prins până în sezonul 5, cred că deja se luptau între toate. Vikingi? Nu, Game of Thrones. Ah, Game of Thrones. Așa. Game of Thrones ăsta. Despre ce vorbim? Gossip Girl. Game of Thrones ăsta, da. Game bă, of Game of Thrones tare. Da, am auzit, nu știu, numai, eu sunt mai pe alte, pe... Aia bine, dar compar căcat, că n-are nicio legătură. Sunt mai pe sitcomuri. Ah, ok. Sunt mai pe Big Bang Theory. Da. Mai aha. Pe alea, mai pe, cu informații, mai cu idei. Nu, bă, de ce stai? E, Vikingi este singurul serial care, unde, dintr-un punct încolo, mi-a dat cu anxietate și cu supărare și cu, bă, mai, nu, a, mai, da, da. Nu mai vreau să mă uit, eram, du-te, bă, lasă-mă, bă, m-a marcat. Păi deci eu, trei da. Zile m-a marcat. Intri și trăiești cu ea. N-ai iar eu, aia, sunt n-ai niște scene aia. Acolo, dumnezeiești, epice. Bă, da. Tu ai mai fost la podcast? Da, mă. De ce? Stau prost la microfon? Nu, la ce podcast-uri? Am fost la... Doamne, ajut. La Gojira am fost de curând. Și l-o dat? Da. Băi, ești nebun? Da, și am zis că dacă nu m-a dat afară la antenă după podcastul ăla, să vin la tine să mă dea de aici. Dar de ce? Ai zis ceva rău de antenă? Da, știi cum zic eu de obicei, așa. Am mai zis. Am mai zis și de... Și de alții. De ce? Zici și mie, eu n-am văzut. Să te uiți. Eu mă uit la Gojira. E senil. Toate întrebările alea bune mi le-a pus. Eu n-am întrebări pregătite. N-ai, nu? Am dat seama. Un profesionist. Uite-l mă, Piristei. Da, mă. Mă întreb când o să mă dea afară. Asta așa, da. Dar de ce este de afară de la antenă? Știi că eu comentez, mai scriu și pe Facebook. Mai... De antenă? Da. Nu cred. Bă, da. Da, tu ești hater? Bă, nu sunt hater. Ba da, mi-ai zis că ești hater. Sunt hater, da. Dar nu de la să mi se cășune mie, a, bă, am văzut aia și nu mi-a plăcut, mie, hai să comentez. Nu, sunt hater dacă nu văd lucruri făcute mișto. Sau ce, ți-e îți place toată lumea cu care muncești în general? Îți plac toți colegii de muncă? Nu, dar în același timp cu ăia care aleg să lucrez, da. Mi-e și serie, adică știu cumva unde mă duc. Da. Da, dar stai un pic, că Antena 1 nu are legătură, de exemplu, cu Antena 3, Antena 1 nu are legătură cu alți oameni, sau unde lucrez eu, la Neața, la X-Factor, nu am legătură cu toți. Și dacă nu-mi plac anumite chestii pe care le văd la TV, pe la colegi, pe la alte emisiuni, mai scriu. De Antena 3 zici? Da, mă, și de Antena 1 am mai zis. Am mai zis și de colegi, de Acces Direct, mai zic, mai scriu. A, da, păi da, n-ai ce să... Păi, ce da, să fac? Dar nu o să supăr, cred că și ei știu. Să mai supăr. Dar cum ar fi de afară că ai zis ceva de Acces Direct? Să mai supăr. Sau de Gâdea sau de Badea. La mulți ani, domnul Mihai Gâdea, este ziua lui astăzi. Sunt Mihai. Da, dar noi când îl dăm, nici nu știm dacă mă răm. Asta lasă, la mulți ani, poate mai am și eu un plus 1 acolo, mai cresc cu un rank. De, da, nici nu cred că te interesează foarte mult. Aici. Eu nu mă uit, bă, frate. Eu m-am uitat. Eu m-am uit, ba da, mă uit la știri. Eu nu, eu recunosc, m-am uitat în ultimele 2 săptămâni, 3 săptămâni maxim, de când cu restricțiile astea și cu Iureș ăsta cu COVID-ul. Ai avut COVID-ul? Da. Acum recent. Ai scăpat, nu? Da, bă, nu știu. Ai scăpat? Da, l-am agățat și eu de la care am mers numai cu mască, n-am ieșit și oricum nu prea ies din casă.
Așa. La mine pandemia a fost așa. Și da, cred că la singura cântare pe care am avut-o când a fost deschis în septembrie, la început de septembrie. Pa, că am ieșit, pa, hai să cântăm, fu, lume, ne-am mai pupat cu 1-2 pe acolo, că na, la cântare te-ai mai pupat cu 1-2. Și fix începea Neața. Așa. Era 1 septembrie. Și Neața s-a mutat prima săptămână la Term, în da. Partea aia. Și luni n-am avut nimic, marți n-am avut nimic, miercuri vin de la emisiune și zic că cred că am făcut insolație, că am făcut și anul trecut, că sunt atât de prost încât am stat fără nimic pe cap. Așa. Și ajung acasă, zic, n-am, zic, cred că am făcut insolație, dar totuși poate am făcut COVID, mă testez, nimic. Dar fix da, la de insolație, durere de carne, am luat eu ceva, mă trezesc a doua zi dimineață, muci, tot, umflat la față, plec la Neața. Intru la machiaj și zic, ia uite, bă, pe lângă insolații m-am și răcit. Zic, ia uite, toate. N-a bănuit nimeni nimic, știi, că, na. Stat un pic și s-a făcut un pic rău în timpul emisiunii. Zic, doamna Nana, zic, mă duc mai repede acasă, am plecat cu jumătate de mai repede. Și mă luase și cu capul așa, zic, hai să mă mai testez o dată, dacă nu se mai ceva. Pa, m-am testat, fuck, mi-a ieșit toți. Sună-i, cu cine am fost, m-am pupat cu bănică în ziua aia, în dimineața aia. Dar nu cred că eram încă contagios, că n-am dat pe la nimeni și era și afară acolo. Bă, și m-a atacat două zile, dar ar draci în el. Rău? Bine, și vaccinat. Dar nu m-a spart temperatura, 37 cu 7, cel mai mult. Dar stare foarte proastă, cum n-ai avut la gripă, o durere mare aici. Și de asta am... Păi și a ta? A mea a făcut la 3 zile, cu toate că ne-am separat din prima, când am aflat la cred că dedusem deja. Ea nevaccinată, că n-a apucat cu permisul de ședere, cu căcat. Așa. Și vreo două nopți... N-am văzut om să frig atât de tare. De aia 39 cu 2, 39 cu 5, da. Bă. Și o zi n-am mai putut de durere și a stat în spital o zi pe perfuzii. Da, știi cum era? Când îi punea perfuzii, îi punea paracetamol de la pe venă. Ce bine era, mi se lumina fața. Ce-i plăcea. Pe cum se oprea aia. O durere și eu, da. Da, și mai zice, și mai băi, nu știu ce, ketonal, tot pe venă. Și zice, I like this, we should take home. Dar tu nu erai vaccinat? Ba da, eram, dar tot l-ai luat. Da. A, și nu a fost așa rău. N-a fost așa rău ca ea. Ea nevaccinat. Eu două zile, asta s-a întâmplat joi seara, sâmbătă dimineața m-am trezit fresh, n-am mai avut absolut nimic. Următoarele 10, doar mirosul și gustul un pic. Și îl mai ai acum? Da, a revenit în două zile. Ți-o revin. Eu am un prieten în care... Bă, să vezi cum e să mănânci. Trebuie să mă dezbrac, bă, că ai zis negru pe negru. Că eu acum mi-am dat seama. Vezi? Păi, o luăm de la capăt. Ei, o luăm de la capăt. Hai că zic aceleași lucruri. Sunt convins. Nu, dar mă ceartă Pingu, ești nebun la are cap. Are dreptate, uite. Și aici tricoul ăsta frumos. Ei, am. Ia uite. Mam. Ia uite. Pac. Lasă-l, mă, acolo. Uite, vii tu. Vrei să-i... Să vadă și el. Ia, o povesti, Dani, cum a fost cu el la curvi. Cu Pingu? Da. Da? Și el a fost de acord? Da, ci, na, e deja pe YouTube. Că... Nu, adică am împărtășit povestea? Nu, a confirmat-o? Nu. Știi, când îți dau aia tag de brand în Instagram, trebuie să o confirm. N-a dat accept. Da, eu nu știam că Dani cu ăsta au povestea. Cred că un Pingu personaj fictiv, a zis nu, Dani. Nu, arătați prin el. În Spania au fost la... Erau mici. Mici, cât de mici? Da. Păi când, 20. Tu când te-ai apucat? De? De cântat? Crezi că... Nu. Și așa mega sunt și tu când te-ai apucat de cântat. Eu prima oară când am venit la București am venit aici, vis-a-vis la Roton, era sediu aici cu Muraru. Prima oară când m-a adus, după... Bine, m-am apucat să-mi de cântat, dar când am semnat pe bune cu amicii cu aia, în 99-2000, aici am venit prima oară. M-a luat cu o Dacia Break de la... Amicii, bă. Da, m-a luat cu o Dacia Break de la gară și m-a duce aici la Roton. Și aici semna mama tot. Dar erai mic. Eu aveam 12 ani. Băi, deci tu când la tu ești semnat de la 12 ani? Da. Și cu care ai spart? Cu aia cu Dana? Da. Și după aia încă una... Păi și cu aia, cine a făcut aia? Piesa aia? Manuel Savu îl cheamă. Îl cheamă, că nu cred că a murit. Îl cheamă. Și versuri Liliana Fedorca. Mai știi surorile Fedorca? Nu. Pe vremea noastră? Nu. Cântau, le știi, nu? Știi, Pingu! Tot de acolo? Tot de la Spania? Da, nu știu. Da, bă, ce mic erai, bă, ești nebun. Deci la 12 ani, dar nu. S-au făcut acum, uite, azi e când filmăm, e 8 noiembrie. Pe 10 octombrie s-au făcut 21 de ani de la piesă. Bă, 21. Și treceam ieri pe lângă Cluba. Acolo am avut lansarea, în Cluba. Mamă, că noi o ardeam rockeri atunci.
Nebunie. Ce tare, bă. Păi și după aia, dar la un moment dat ai avut o perioadă de pauză. Da, pe a însemnat 5 ani. Și nu s-a întâmplat nimic? S-a mai întâmplat. Două singuri. Am fost primul artist care a cântat cu un artist străin. Featuring. La noi am cântat cu DJ Bobo. E? Am făcut o piesă cu DJ Bobo, da. A trimis o piesă de-a lui, eu am tradus-o eu. Mike mi-a făcut o strofă în română la o piesă. This World Is Magic se cheamă piesă. Și am făcut un clip așa, din două bucăți. El a trimis partea lui de clip, noi partea noastră aici filmată. Și erai mic? Am mai făcut una, da, era... Cine, eu sau el? Tu, mă, el e mare de când îți e mic. Da, 13 ani. După aia am mai făcut una care a mai rupt cu Moga. Și am schimbat, noi începuse cu Mircu. Știi Mircu? Mircu, da, normal. Și coperta noastră de CD era o pagină de o conversație de Mirc și se chema ASLPLS albumul. Ah, da. Și atunci eram mai rockăraș și atunci... Așa erai... Ce vorbești, mă? Și după aia am plasarea... trecut și prin Spania. Twice. Da. Vezi? Asta zic. 14-15, acolo, acolo, da, acolo. Și după aia, după ce, pe la 16-17, când s-a apropiat Bacu, că eu m-am mutat la București, am cumpărat un apartament confort 3 pe Berceni. Așa. Cu 7.000 de dolari. Cumpăra pe vremea aia un apartament, după care l-am vândut mama peste 2 ani cu 30.000 de euro. Asta înseamnă business, măi. Și l-am vândut cu gândul că gata București eu, că mă întorc acasă, dau bacul și că nu știu ce fac. Ah. Și numai bine l-am vândut și când am dat bacul, m-a sunat de la Marfar, trupa care am cântat după. Așa. Și a convins-o pe maică mea să mai cumpărăm iar un apartament la București să se mute. Și l-ați luat cu 40.000. N-am mai luat, ci m-am dus la cămin. Că m-am dus la facultate și am stat în cămin 3 ani. La ce facultate ai fost? La Poli am făcut întâi 3 ani, după care am părăsit un pic barca. A, da? N-ai mai terminat. Nu puteai, că m-am apucat de cântat și încep să cânt pe vremea aia, cântam cover în fiecare noapte. Joi, vineri, sâmbătă, în Coyote Cafe. L-ai prins? Nu. Adică am prins, sigur, dar n-am fost. Ăla, în gangul de la vis-a-vis de Palatul Telefonilor. Ai prins? Palatul Telefonilor unde? Da. Eu am prins Tribute? Da, era un pic mai sus pe Victoria, okay. Și se cânta, mamă, cu 700 de oameni înăuntru, fix de la american, bar american, era condus de un american. Și începem să cânt, nu mai prindeai laboratoare, dacă nu te duceai, nu intrai în examen. Asta în ce an? Asta în anul 2 la final. Și în anul 2 la final aveam, nu știu câte, RR-uri și căcat. Și eram la, mă predau. Eram la buget. Și eu n-am vrut să trec la taxă, că nu plătesc pentru școală. Da. Și a sunat-o maică, mi-a zis, băi, am atât, zic, nu vreau să trec la taxă, mi-am echivalat câteva, m-am dus la România Americană, mi-am echivalat aproape un an, cam așa. Am terminat-o pe aia. Așa și eu cu jurnalism. M-am mutat de la FEA, de la Facultatea de Economie și Administrare Afacerilor, primul an. M-am mutat la jurnalism. Da, la universitate? Privat, vezi, ceva, Petre Andreiu, ceva rău, așa. Adică rău. Era intrat toată lumea și l-am sunat pe tată în început anul școlar. Vezi că eu sunt la jurnalist. Nu, l-am sunat pe frate-mi primar, că eu nu le-am zis lor nimic. Și l-am sunat pe frate-mi, zic, bă, m-am transpirat la jurnalism. Fără știi tata. Și frate-mi zice, câte cărți ai citit? Să te duci tu la jurnalism. Zic, da, dar nu-i despre asta, că e mai tare, că e mai altceva, e umană. Și am trecut. Am dus și eu la jurnalism după ce am făcut, am zis, fac și master. Ah. Ce căcat. Fac master și mă întorc la stat. Și m-am dus la universitate. Și am dat admitere la FJSC, dar am găsit eu multimedia, audio-video. Așa. Și am zis, băi, că poate se și potrivește și plăcea, zic, poate chiar învăț ceva. Și m-am dat examen, cu proiect, cu... Și la proiect am renunțat. Adică am intrat, dar după aia nu m-am mai dus, pentru că la când am dat examenul, o tanti... Nu îi zic numele, dar o să îl zic dacă mi-l amintesc. Trebuia să prezinți un proiect. Ce ai de făcut? Ce vrei tu să faci în timpul masterului să dezvolți? Așa. Și eu vreau să fac o școală de canto online. Și îmi făcusem eu site-ul, așa cum mă pricepeam. Da. Filmasem eu tot, audio tot. Și am proiectul deja cu site, cu tot. Și mă ia la mișto. Ai făcut tu ăsta? Păi zic, da. Știi tu să editezi în ce editezi? Zic, în Vegas, că asta am învățat să mă atunci. Da. Și la fel. Da, și ce făceai? Filmai tu, puneai camera așa și aici, după aia tăiai, zic, da, dar ce e așa greu? Și site-ul, totul? Zic, da, dar site-ul, am făcut și informații și nu-i căcat, nu era mare site. Da, hai bine, hai, zi acolo, vorbește. Și am început să vorbesc și am întors cu spatele să-și pun o cafea. Și eu m-am oprit. Și zice, hai vorbește. Păi zic, vorbesc așa degeaba. Ești arogant, trebuie să mă uit la tine ca să vorbești. Georgeta Drulă, mi-am adus aminte. Ca să, doamnă, să fiți sigure că o să vă și eu întreagă țară că v-ați bătut un joc de băiatul ăsta și din munca dat, lui. Și mai erau doi profesori, ea mi-a dat 10, ea mi-a dat 8.
pe proiect, dar oricum am intrat. Și după aia m-am dus la unul din cursuri, nu mai știu la cine, la un laborator pe la jumate anului, când mă sunase secretara, bă, vino și tu. Și zic, am dus, la ceva video m-am dus. Și când ne-am dus, puneau o subtitrare în Windows Movie Maker. A, și atunci am dat seama. Ți-a dat seama că nu. Na. Na, și cred că și acum, când mi-am căutat diploma la BAC, dacă mă aude cineva, știe unde e diploma mea de BAC. Nu de BAC, de facultate, de facultate, licență. Nici, cred aveam nevoie acum și sun la... Aveam nevoie, ca, nu știu, mi-a cerut tot taică-mi pentru nu știu ce drag, ceva, pentru firmă, pentru... Mm-hmm. Și am sunat la facultate. Bună ziua, mai aveți, mai există facultate în plin. Am și o diplomă ani. Acolo, că... A, păi trebuie să veniți dumneavoastră. Ok, dar dacă nu poți să vin, n-avei cum. Păi, poate pleca din țară, am nevoie, nu mă întorc, dacă aici, în Australia. Veniți. Da, bă, nu, și n-am mai ridicat. M-am predat. Zic, bă, nu putem să facem fără. Nu, nu mai facem nimic. La revedere. Să mă duc până la ea și ești nebun, să o ridic, a, să fac cereri. A, nu, îmi greșisi data din asta sau ceva, o trebuie să-i retrimi certificatul sau ceva, o din asta și nu. M-am la predat. E, ce ai făcut? Ai terminat doctorat până la capăt? Da. Also. Master n-ai făcut? Doctorat? Nu. Hai mă, așteptam să fii doctor în științele comunicării. Deci am dat licența, era despre rolul televiziunii în viața omului. Satului. Viața cotidiană sau ceva, în viața omului. Și m-am dus acolo, nu prea știam mare lucru, dar știam în, adică știam teorii, nu știam ce am scris neapărat. Okay. Și m-am dus la comisia, eram băgat în training, toți erau la cămașă. Ce părere ai despre faptul că cu știrile astea de la ora 5 mi-am pus niște întrebări de genul ăsta, că mai cu morți, cu bătăi, cu... Și am zis, foarte normal. Eu. Ăia, îți dai seama, toată cum se era. Și cu băiatul ăsta, cine? Zic, păi mi se pare normal că e natura umană să ne placă treaba asta, că noi suntem niște vânători. Asta așa e. Și că de-aia se uită lumea. De asta și funcționează. S-a uitat așa unul la altul, bă, o întrebare atâtea din jos, s-a uitat pe aia. Bine, treci la loc. Zic, ia uite, ce prost îți băiești nebun, trebuia să mă dau și eu să fiu politic. A, tu ai zis că ai gherlit-o, ai dat întrebări, răspuns prost. Și am luat 9. Bun. Are răspuns și ai dat. Da, dar am zis, bă, cumva asta mi se pare normal. Dar ăia îți dai seama ce părere ai, să mă prind la nu știu ce-o vrut să... Da, bă, și-am luat. Bine. Și gata. Uite și tu ce ești fac. Licenția. Până mă, și ce să faci? Ce-ai fi ales? Uite că acum mai văd oameni că mă întreabă, dar ce, de ce te-ai dus la Politehnic? Când s-a părut cel mai apropiat de ce facem noi? Tehnic. Pe partea tehnică. Da. Dar la bine, eu atunci nu eram, adică eram tehnic, eram curios din fire, dar de exemplu atunci nu eram, îmi plăcea video-ul mult, pe audio știam deja să lucrez, făceam piese, nu știu ce, dar pe video nu eram atât de, îmi plăcea, dar mi se părea, bă, e greu, tare până să mă prind, n-aveam legătură. Jurnalismul știam, bă, oricum mă va ajuta, care e legătură cumva cu meseria pe care urmează să o fac și pe care s-o dezvolt. Ai zis că e în aceea zeamă. E în aceea zeamă. Și știu, na, cum să fac anumite chestii, cum să judeci PR-ul și așa mai departe. Adică am idei. Dar real... Mai da, acum, dacă ar fi să te alegi acum, să ai de făcut facultate, ce-i face? Vezi, n-ai. Tot în zona asta m-aș duce, tot ceva creativ m-aș duce. Da, și noi nu avem de-astea mega targetate, știi? Nu. Vrei doar o bucățică mică să o faci acolo. Faci chestii generale. Uite, Codin a zis bine când a fost în podcast, că bă, ar fi tare ca după copilul, după ce termină liceul, să-i dai 2 ani sabatici sau 1. Ok, să vadă ce vrea să... Să vadă ce vrea el, știi? Adică, bă, ce ți-ar plăcea să faci? Păi dacă îmi dă un an de la sabat, nu mai întorc în viața mea la școală, e nebunit. Păi da, nu, dar cumva să-ți dai seama și ce să aprofundezi. Nu neapărat să duci pe facultate, să zic. Adică... A, da. Știi? Adică să nu o faci doar de dragul de a o face când poți face altceva cu timpul ăla. Exact. Da. Și în anul ăla, na, că majoritatea părinților te trimit și cam un... Pe mine, taică-mi una, fiind contabil și maică-mi la fel, economii și de-aștia cu matematici, cu... M-au trimis la FEA, eu venind de la bilingv engleză. M-au ajuns acolo, eram, bă, nu înțelegeam nimic. Nimic. Nu. No. Așa, și după asta, deci tu te-ai lăsat de facultate, cât cântai? Da, nu m-am lăsat, că m-am oprit, m-am transferat imediat în partea aia, terminat acolo și am început să cânt în fiecare noapte, prin cluburi. Și așa din asta făceai bani, nu? Da, și din asta făceam bani, de la 18 ani n-am mai cerut niciun bani de acasă. Început să fac bani și câștigam bine pentru perioada aia. Adică câștigai, cred că câștigam cât un salariu peste mediu în fiecare lună din cluburi. Și după am început să câștig din ce în ce mai bine, că era, atunci mergea cu live-ul,
era full sens, joi, vineri, sâmbătă, noapte, în coit erau 700 de oameni, un fum de-l tăiai cu cuțitul. Și da, tu luai din bilete sau aveai un fi lunar? Nu, fix. Eu, pe seară? Da, fi fix, pe seară. Full de gagici, eu fugeam de toate. De ce? De toate. Și eu știu că și eu făceam la fel când puneam muzică. De prost, de ce? Că acum îmi pare rău. E, mie nu pare rău. Da, eu eram, adică și eu sunt timid, așa, și mai ales dacă îmi place cineva, sunt mega timid. Da, și eu la fel. Eram atât de prost, că una e să fii timid, una e să fii foarte prost. Eram foarte prost, încât nu stăteam nici de vorbă, eram foarte sălbatic. Și veneau la mine și eu înțelegeam de ce vin. Și mi-ar fi plăcut să știu mai mult. Dar ți-era rușine așa. Și ziceam, mă prindeau așa, era, țin și minte așa cum era o arcadă ca să intri la noi, se pare, lângă scenă. Și așteptau acolo, nu intrau tot timpul. Și eu ca să plec, eu plecam imediat, nu beam, perioada aia, nimic, veneam cu mașina, aveam mașina din prima facultate, mi-am luat o Vectra. Cum se era cântarea, plecam acasă la cămin. Că îmi plăcea să te cu băieții, mă durea la bască, aveam o treabă cu fetele. Și se puneau în fața acolo și mă prindeau și zicea, aha, bună, bună, zic, mă întorc imediat, stați un pic. Fugeam, mă duceam în spate, îl rugam pe Șerban, un coleg de trupă care e cu toate domnișoarele. Zic, du-te, tu ține-o pe aia de vorbă și plecam prin spate și mă duceam acasă în legea mea. Și pe aia a apărut mai târziu. Băi, eu de ce n-aveam treabă cu fetele? Păi erau agresivi, bă, frate. Aveam un mod de ăsta, adică la mod, eu aveam pupitru mare, foarte mare. Și în față erau bașii. Bă, se urcau pe bas, își scriau pe o foiță așa numărul de telefon și îl prindeau pe curea așa. Și dansau la mine așa gen. Și eu să le iau numărul. Bă, îți dai seama că la un dat... Eu nici nu aveam timp să beau, adică eu până am cerut un frigider în pupitru. Așa. N-aveam cum, pentru că făceam 20 de minute de la pupitru până la... Erau, aveam 2200 de oameni pe seară. Bă, era... Unde n-aveam cum. Unde? La Iași, la Biblos, la Divino. El Divino și s-a transformat în Biblos sau invers, nu mai știu cum. Așa. E, și n-aveam timp, că nici nu beam, nici nu... Și l-am zis, bă, vreau și eu un bar aici. Un frigider aici, așa îmi iau eu, dinainte știu cât, beau pe seară, o sticlă, aia. Și am luat, l-am dat la o fată, numărul, pac, ne-am dus acasă, hei, drăguț, fai verde. La o săptămână sau două, am terminat chindia, m-am dus acasă. Și pe la 6 dimineața, aud ușa, no! Vine colegul meu de apartament și aud așa, ăștia nu s-a dat și lui Spic? Că acolo era tot fata aia. O luat-o okay. Și zic, okay. Păi da, lasă-mă cu lepri de astea. Păi și dacă erau ședite și tăi acolo, de ce n-ai mai? Nu mai știu dacă s-a întâmplat ceva. Că nu e ca și cum am fost distrus. Dar am zis, bă, nu-i din club. Ai fost răvășit când ai văzut, vai, m-ai trădat. Nu, că după aia m-am zis la o vecină. Okay. Era un pâlc acolo. Era așa, a făcut să-ți în bloc o treabă? Nu, noi stăteam la un cămin într-un hotel de... Într-un apartament de stat tip hotel. Mă rog, era un pic mai scumpuț, știi? Și acolo era și un pâlc de fete. Era fanbase-ul. Da, și erau bine. Bine. Alea erau toate. Și cumva, când ne-am mutat, a ieșit una. Nu vreți pizza? Că facem pizza. Ba da, mamă, pizza toată viața am mâncat. Bună ziua. Și acum îți dai seama, avându-le... Câți ani aveai? Păi eram în anul 2. 20 de ani. În primul an am stat în cămin de la îngrozitor. Precoc ai fost. Da. Și în al doilea an am stat acolo și în al treilea an am stat într-un apartament, într-o vilă, într-o, da. E, și după aia, fiind fetele alea acolo, nu era la îndemână. Că era fiind pâlc. Era la îndemână. Da, era pâlc de 4 fete, noi doi băieți. Să pleci undeva. Aici. Da, și erau bine, nu lepre de alea. Bine. Alea erau lepre. Adică mă gândesc o fată care îți vine să urcă pe bar. Asta n-am mai văzut-o. Face așa? Bilețelul la curea n-am... Nu. Da, așa era, că nu... Da. Era WhatsApp, nu era Instagram. Și tu după... Păi stai un pic, și tu primul contact cu TV-ul când l-ai avut? Crezi că cu băutura. Nu, cu băutura... Cu TV-ul... Păi deci după astea. Înainte de Dana, am prezentat o emisiune, se chema Numai cu acordul minorilor, pe la 10-11 ani. La TVR. Unde? Nu-mi zic la Național TV. La TVR, la TVR. La TVR, după am prezentat Eurovision Junior. Da, că eu am venit. Băi, ești nebun la cap. Îl văsem pe Dani. Vorbea de Mihai Rădulescu. Eu pe ea am cunoscut-o prima oară când am venit la București la antenă. Eu am venit la antenă de un 1 iunie 97, cred.
Doamne ferește. Album, făcusem album în Galați cu mama. Mama compusese cu fratele meu și da, aveam un album. Da, mai tare treabă cu muzica? Da, totdeauna a vrut să fie muzician. Mai profesoară franceză, dar a făcut și pian când era mică și acordeon și vioară. Ah, de acolo. Și cântă. Da, bunica mea a cântat cu, zic, orchestră de lăutari în Galați. Muzică populară. Ah, vezi, bă. Da, da, de acolo, de pe partea aia. Și era Antena 1 și era despre 1 iunie. Copil. Și eu aveam un album care se chema Vis de copil. De bunie. Într-o cămașă de aia de satin albastră, ce vorbești? 97. Și nu știu cum, a reușit să mai chemea la Antena 1 și ne-a chemat și a făcut la Circul de Stat. Prima oară când au ridicat un balon cu aer în direct, cu mine acolo, astea. Și eu am cântat și Mihai Rădulescu prezenta. Și apoi m-a chemat la Duminica în familie, deci acum 20 și mulți de ani. Și atunci am cunoscut-o și de atunci, da, m-a văzut de pe la TVR, Titus Munteanu. Ah, bravo. M-a luat, am prezentat și abia după aia cu Dan. Deci tu erai deja miez când ai spart cu Dana. Da, a fost după, nu? Da, nu, Dana era în 2000, nu? 2000, fix 2000. Nu-mi plăcea. Nu? Eram cu Biugi Mafia. Și erai și cu cât mai mare? Ești cu 4 ani mai mare, nu? 3? Da, stai că mă sună tata, stai că. Ia, vezi. Pe mine în timpul podcastului cu Gojira mă sună Cristi Barbăreasa. Și zic, ăsta auzi ce vorbim deja, mă, de afară. Da, azi m-am întâlnit cu el. Da? Da. Sănătos? E bine, sănătos. Da, e bine. E bine. Da, și asta, și aveam treabă deja cu TV-ul și după aia n-am mai avut treabă cu TV-ul până am fost la Bitman, la emisiune. La Dănuț SRL. Am fost și eu la aia. La Dănuț SRL. Am fost și eu la aia, am cântat și eu cu Velea acolo. Veni cu Velea, da. Da. A, erai acolo? Pe noi eram trupa emisiunii, am fost 7 ani cu Marfar trupa emisiunii și nu știi că se cânta live, cine mai venea putea să cânte cu trupa. Da. Și acolo am fost duminică de duminică și cam aia a fost școala mea și de învățat muzică și de cluburi și de TV, da. Băi, eu știu că la un moment dat te-am văzut la o petrecere privată, dar nu mai știu unde, nu mai știu. Aici, pe București? Da. Și ai avut tu acolo program și eram cu Șerban, eram. Da? Cazan? Da. Și zic, băi, ești prost cum sună totul. Adică, nu știu, cred că eram cu ăștia noi? Nu mai știu. Cred că cu ăștia, da. Bă, suna, păi de capul meu și zic, și-mi zice Șerban, păi vezi că ăștia sunt și mie scump. E gros, nu te apropii. Bă, suna ceas, glanț, tot. Adică printre noi. În perioada aia, da. Noi am cântat la multi nunți cu Velea. Velea lua tot, ori la toți, interlopii la toți, băi, la toată lumea. Și cântând la nunți am văzut și lăutari, la lăutari. Când intra lăutarul, când intra Salam sau Adrian, rupea gardul tot. Și era totul foarte tare și cu presiune din aia. Și cu instalația lor de mișopul în față. Mamă, război, băi, ești prost. N-are cum să nu-ți dea stare. Da, începea sistemul, turbo. Dar am văzut și multe trupe de cover-uri. Bă, dar eu când am auzit la tine, ziua, mi-am dat seama, stai, că aici e o finețe. Da, păi noi când am început, eu de-aia am plecat din Marfar. Că am zis, până în 2012, zic, bă, nu-mi plăcea în ce direcție se ducea aia. Adică nu vedeam să fac ceva mai mult. Și zic, hai să-mi fac eu proiectul meu cum vreau și să nu mai cânt ce cântă toată lumea. Că înainte cântau toată lumea același lucru, toate că... Zic, vreau să cânt nou, îmi place să cânt Bruno, Justin, de-ale noastre. Și m-am bazat și pe sound, că am vrut, nimeni de la noi nu... Investea în asta. Exact, chestia de pe afară, cu track-uri, cu nebunii. Și în 2012 am fost cam primii care au făcut treaba asta și de-aia l-a început să sune. Dar după aia ne-am lăsat și noi mai... și au început alții. Sună zid. Sunăm și acum. Dar parcă atunci era mai drive-ul mai mare, știi, fiind prim și fiind la început, când vedeai în jur, mai prindeare. Acum sună și alții la nivelul ăla. Mai sunt, mă gândesc. Da, dar mi se pare că tu ești printre aia care sună zid, glanț, tot. E foarte gândită treaba, foarte... Da, că noi suntem mai mult pe live băgați decât pe partea de noi. Și mie îmi place, mă simt mai bine. Că sunt unii care sună bine în studio, sunt unii care sună bine live. Da. Foarte greu să iei pe amândoi. Da. Dar noi pe live suntem. Bă, da, am înțeles. Da, ăștia care cântă foarte mult live sau cântă cover-uri, știu că... Atunci când îți pui căștile pe urechi să tragi în studio, ți-i dubios, nu? Îți sună dubios treaba, nu, ceva nu ești în regulă. Da, depinde. Eu am mai tras cu niște băieți așa, care ziceau, bă, când mă aud în cap aici, Șerban, de exemplu, Șerban toată viața lui lua lăutării, nunți și așa mai departe, produce extraordinar, dar o zic, bă, când trebuie să tragă, el poate să cânte. Când se aude pe el. Când se aude în cap aici, acum o depășit momentul, dar prima oară când așa făcea... El trebuie să audă, știi, să audă dubios. Ah, nu, noi am cântat toată viața, cu căști. Cu inir. Da, și atunci, din toți banii, primii mei bani cu Fristei, mi-am comandat căștile pe care le știam eu de afară, din state, $1,800 la vremea aia. Da, și dar păi și acum cam la fel. Da,
Eu la fel, acum am mai făcut o pereche la unii. Păi și eu, nu mi-am făcut acum și tot cam atât am dat. Da, merită. Merită, ești merită nebun. Că te prinzi și știi cum să te controlezi. Nu-ți mai belești gâtul, urechi. Belești, toți. Eu urlu, eu cântare. Eu urlu. Eu chiar urlu și primul meu sunetist îmi zicea, bă, nu mai cântam atât de tare, că de-aia e microfonul. Și de-aia e căști. Zic, nu pot, mă, că dacă nu dau energia aia și nu pot să cânt. Și încet aici cu voce, păi nu se simte nimic, să simt, bă, să urle vena. Da, așa, acum cu pandemia asta ce ați făcut? Ce am făcut? Am făcut la început niște sesiuni online, vreo... Te-am felicitat de atunci, ți-am zis, băi, 15 săptămâni, așa, până s-a cam consumat, că n-ai cum să le faci nici pe alea, în fiecare săptămână voiam altceva, că dacă le cânti pe același și piesele tale, cât le cânti 3 săptămâni, după aia mai cânti capul 3 săptămâni. Ai fost primul. Da, da, primul a fost. Și să-și auzea mișto la noi. Da. Oxen cu sunet bun și video pe la sală, cum ne-am priceput, dar au prins pe net și lumea, i-am prins bine acasă în momentul ăla. Că știi, când a dat lockdown, toată lumea pe net. Da, da. Și cât nu-ți place online-ul, că eu eram fix ăla, pe dos cu online, nu există, mă, feeling-ul. Bă, și încep să-mi placă, că vezi oamenii care feedback-ul comentează, da, real-time. Da. Ceea ce la o cântare nu-l primești în real-time, vezi doar pe mecle, unul, da, sau îți mai arată vreunul. Da, real-time primești energia, da, pe da, care acolo nu, da, ai. Corect. Da, corect. Da, mie îmi place, ne bătam singuri la stare, până la final avem un live session. Păi la final nu mai aveam. Ilies la chitară, mi se împleticea gura. Eram vesel. Da, da, da. Dar da, e salvare online-ul. Salvare. Vezi? Păi și acum nu mai faci nimic pe online? Nu mai vrei, nu mai ai niciun plan, nimic? Ba da, acum vreau să fac o emisiune și la asta lucrez acum, la Naiv, unde mi-am făcut eu acolo restaurantul. Fac da, ești proprietar de restaurant. Hai, asta îți vede că ai fost la Neața și l-ai copiat cu Dani. De acolo mi-am luat, normal. Da. Și vreau să fac Naiv live sessions. Știi cum fac aia afară? La Giroc? La Giroc? Alea, jam session-urile alea, am plug-urile alea? Nu. Brand-uri de vodka sau de ceva tărie, așa, iau același concept și îl mută în diverse locuri și fac cu diversi oameni. Așa. Un live session, o vorbă, o treabă de-astea, 20 de minute, 30 de minute maxim. Aha. 4 și vreau să fac pe acoperiș la Naiv, o să ne extinești pe acoperiș și acolo vreau să fac un live session in the clouds. O nebunie și fiecare artist să aibă, ai 10 minute, vii la mine la Naiv live session, ai 10 minute în care tu să-ți faci show-ul tău pe blog, ce vrei tu, cum vrei tu, eu ți-l filmez. Și pe aia stăm la Naiv, mai facem o vorbă, la asta lucrez acum, sunt pentru online. Da, eu n-am, sunt putoare, sincer. Bă, să fiu. Nu mi se pare că ești putoare. Nu, sunt putoare la d-astea, așa, de făcut săptămânal. Trebuie să faci asta, să se întâmple săptămâna asta. Îmi place, lucrez sub presiune bine, dar nu-mi place să stau cu stres dacă nu mai am content nou. Și să mă repet, nu-mi place. Și m-am gândit că dacă le fac că în fiecare săptămână... Pare că ești, printre puținii ăia, autonomi. Adică da, înveți singur să-ți dar faci aia. Dar prea autonom, mă, că și cu tine vorbeam. Trebuie să mai lăsăm și pe alții să facă. Mă. Absolut, uite-l. Dar n-am încredere în alții. Nu, eu în ăsta am, da? Doar că e ca mini și l-am dat, e foarte obositor. Pentru că probabil așa sunt și eu, nu? Da, pentru tine. Da. De exemplu, uite, vezi cum e imaginea? Așa. La el trebuie să fie centimetru la centimetru, apa, să aibă aceeași simetrie. Nu, e ok, dar l-am dat eu bostor. Așa e podcastul. Da, păi dacă n-aveam astea, noi având foarte multe repere. Când ai multe repere, trebuie să fii și el, la el e totul... Gata, păi nu, acum ai echilibrat cadrul. Trebuie să stai așa, lumina, nu știu cum, știi? Și eu sunt la fel, dar da, lucrând cu unul ca mine, uh-huh, păi eu nu pot mai mult de 3 ori stau cu el. Mă contrazic, mă enervează, îl enervează. Dar e bine cu unul care e ca tine să te contrazici, decât da, cu unul care nu înțelege nimic. Da. Așa mi-a făcut și eu pe lângă mine, am vreo 2-3 oameni în care am încredere și înainte eu mă duceam la toate probele. Bine, și acum mă duc la probe. Înainte eu cablam, eu montam, eu tot să văd la mixer. Să văd eu cum și eu făceam la fel. Acum am mai las și pe alții că mi-am dat seama că n-ai cum să le și nu mai ai nici energia, nici timpul. Da, păi da, acum abia aștept. Înainte când ajungem acasă, bine, eram și singur, forever, alone. Și n-aveai ce să faci acasă. Acasă te puneai la calculator, hai să mai editezi un pic, hai să mai fac piesa aia. Da. Acum când ajung acasă, parcă aș mai vrea vorba lui Lulu. Știi pe Lulu? Știi pe Lulu? Care la Lulu? Antenă. The Colors. Trupa. Știi pe Lulu, directorul dacă... muzical la Antenă. Nu știu, dacă îl văd, ăștia, nu-mi vine da, după. Da, știi sigur pe Lulu. Așa. Și m-a sunat pentru X Factor să zic ceva la o piesă și nu răspundea la telefon. Și unul la el din trupă a zis, lasă-l, că papă negresă. Dar ea s-a mutat aici, gata? Băi, da. Ea... Sau nu i-ai mai dat voi? Ei luat pașaport. Nu i-a luat pașaport, chiar am făcut permis și vezi că are adresă la mine.
permis de ședere românește și citește românește. Am belit-o, acum a început să înțeleagă românește. Ah, că înainte o puteai să... Așa mai, ha, ce s-a zis la televizor, bă, după acasă când ajung, ați vorbit de aia, ați vorbit de aia, da, că a, prinde deci, cuvintele. Prinde. Și de atunci se face un an, de când n-am mai plecat. Bine, am mai plecat când am mai avut de job, dar job zilnic n-a avut, că a terminat cu job înainte de pandemie și ei acolo s-au închis. Și acum gata, stă la tine. Da, și când mai are de-astea de model, de cântat, de ceva, se duce, câștigă în două zile cât câștigă într-o lună și se întoarce. Păi. Băi, ești nebun. Păi ce vrei, că mai pozează la branduri de e-commerce sau la brand și da. Face 2-3 zile, a fost în Suedia ultima oară, păi a luat, nici nu știu dacă pot să zic cât a luat. Da. Se iau bani buni, dacă ești un model ok și faci pentru, da, și pentru branduri mari și faci doar 1-2 de astea pe lună, păi stai liniștit, nu ai ce treabă. Și fiecare zi de la 8 la 12 cu seara, sacul de cartofi. Aie? A, păi de asta ai oprit totul aici? Nu, dar acum m-am băgat pe sport, vezi că mă duc și eu, mă fac de asta. Te faci internațional de asta. Ai intrarea. Îmi fac bici-ba de acum pe iarnă. De asta ai oprit totul la tine. Da. Că ai zis, bă, cu muzica, cu alea, nu mai avem concert. Taci tu pe la mine, uite, ai un loc cum să dori. Și eu nu știu dacă aș fi făcut asta, să renunț la Londra pentru noi, știi, pentru țara. Păi da, dar poate iei sătul de Londra. Bă, nu, și cred că e că acum am sătul de România, că eu mai întreb cum ți se pare aici. Îți dai seama că e greu pentru un străin. N-are pe nimeni decât pe tine. Aia, și acolo tot timpul când ne mai ciondănim un pic la de-astea micuțe, îmi dau seama cât de greu e pentru cineva care nu vorbește cât la telefon cu prietenii ei, știi? Și nu se păi mai da, vede. Uite, fă-i cunoștință lui cu Șoare, că Șoare că e la fel. Da? Are două prieteni, și cred. Și ea la fel mai este cu vreo doi oameni pe care i-am mai cunoscut pe aici și cam atât. Da. Da. E dubios și mai ales să vii din Londra la toți ai noștri în starea asta, da. Și pe ea o marchează acum atât de tare, bine, noi nu mai dăm seama. Chestii de-astea mega mici în comportamentul oamenilor pe care îi întâlnim la magazine, pe la... Aha. Și este... De ce? Everybody is so rude! So rude. Zic, da. Nu, așa e și stilul, așa e și educația. Și s-a prins frustration, că normal, că dacă de la voi nu primiți nimic de la stat și nu aveți ceva să compenseze toată starea asta nașpa, e și mai nașpa. Mamă, și tu acum ai de treabă și cu asta. Stai să-i explici cu alea, că stai un pic, da, că nu e așa. O să vezi ce mișto e să vorbești cu altul care are altă cultură și un pic altă educație. Și... Da? Da, și am ajuns la concluzia că noi suntem, eu, dacă îi să o compari, cam la nivelul gândirii generației mamei ei. Deci suntem cam cu o generație în urmă. La gândire. Serios? Cam așa. Ea este mult mai open-minded decât mine, clar. Nu că eu n-aș fi, dar dacă tu nu-mi pui problema să fiu open-minded pe ceva, nu-ți vine, nu-mi vine să-mi opun, știi? Și sunt chestii banale. Bine, să nu mai zic de rasism, că de asta am învățat o grămadă în ultimul an și ce vedem pe la TV și mai explică. Dar au avut să o lovi din asta? Da, dar la noi, pe stradă. Bă, ești nebun? Da. Da, și toate glumele la început le-am mai dat eu peste nada, dar pe net toate glumele, astea sunt cele mai bune glume, când ciocolata, bagi cafeaua în ciocolată, bagi laptele în ciocolată, numai de-astea, lumea crede că sunt amuzante, știi? Dar eu explic, o pun și pe seama lipsei de, nu neapărat de cultură, de informații. Și da. Cu noi nu ne-am lovit de oameni de culoare atât, dar ea zice și lipsa informației, tot o lipsă de cultură și de absolut. Interes. De interes, bravo. De interes. Că informația că există peste tot, doar că trebuie să fii interesat să... Da, ea mi-a rezumat rasismul. Uite, vedeam la televizor, mai știi că a fost ăla cu Disney, de au retras niște cadre din Disney. Nu. Au retras niște cadre cu indienii, unde făceau numai... Așa. Că, și se cheamă că toate animațiile astea îți aduc o prejudecată inconștientă. Unconscious bias. Așa. Că tu vezi când ești mic pe toți indienii că fac așa, tu o să știi când... Când vezi un indian pe stradă, așa îl salut. Exact. Și a scos una din pisicile negre, din pisici aristocrate, făcea ceva la un moment dat și i-au schimbat culoarea. Că făceau glume pe seama culorii. Și ziceam, prea departe s-a dus cu asta. Da. Și a început să-mi explice atunci. Și singura frază a fost, când am înțeles, a fost să zică, băi, dăunează cu ceva că a scos faza aia din film? A stricat filmul? Nu. Dacă n-a ajutat și n-a dăunat cu nimic faza aia, poți să o eviți ca să nu ofensezi o anumită parte. A, că o poți evita. Alții zic, dar ce mă că vă ofensați prea repede? Stai mă, că tu nu știi istoria lor. Da. Și acolo sunt rasiști, mai rău decât la noi, nu? Da, pentru că e mai mare diversitatea, cred că nu-l vezi chiar atât de mult. Sau dacă îl vezi, îl vezi foarte agresiv. Deci e, la noi nu e. La noi, bă, iată. Eu nu mă așteptam de la noi.
Sunt. Și o grămadă de... la început, prima oară când am fost cu ea la Neața, de Crăciun anul trecut, am cântat un colind împreună, Băi, nu vrei, știi, pe YouTube, i-a rugat să oprească comentariile, că era jenant pentru mine că stau cu ea în casă și lumea comentează așa ceva. Numai cele mai urâte comentarii rasiste acolo. A venit aici, ce vezi la ea? Uite ce față de dalea. Bă, zic, de ce mă mâncați? Bine, hate-ul ăsta nu e numai la oameni de culoare. Îl găsești peste tot, la toți tâmpiții pe net. Dar e nasol, știi, că dă exact, doar că e de culoarea. Ce legătură are? Mie mi se pare tare că v-ați potrivit așa, adică ea tot venind total din altă lume. Și cât de tare o plac ai mei? Maică-mea. Bine, maică-mea a fost tot timpul deschisă la cap. Da, bine, dar n-are, oamenii sănătoși la cap n-au, n-ai și pe e un căcat. Să vezi pe taică-mea, mai bea la masă și taică-mea bea cu ea. Mălincă, țuică. Și stai așa peste masă, taică-mea nu știe o iotă engleză. Așa. Îți place mâncarea? Și zic, bă, dacă tu vorbești mai tare, nu înseamnă că te înțelegi. Și ea se uită așa, zice, da, vrei să-ți mai dau? Și ea zice, don't yell, că... Ce zice? Ce e el ăsta? El? Ce e ăsta? Da, e funny, tare. Și cu maică-mea a făcut vreo 2-3 ore de română, că maică-mea și profesoară de română. Așa. Și am mai învățat-o cum... Și acum citește aproape cursiv în română. Nu înțelege toate cuvintele, dar știe îurile, știe cum să le pronunțe. De... Ce tare, ești nebun. Păi da, și nu-i face aici mutații direct? Păi are permis de ședere pe 5 ani acum. 5 ani liniștit. Nu mai e nevoie de pașaport. Da. You don't need a passport. No more passport. Păi cred că expiră la curând, rămâne cu permisul de ședere. E mai prost e că acum micasa e su casa, nu? Da. Mai face glume din când. Ia-ți cheile, ieși afară că e casa, iau ce scrie. Permis de ședere. Da. E mega funny. Am văzut. Adică mai văd că mai postați voi așa și mereu vă luați la mișto, mi-i plac astea. Da, mă, că păi aia e cea mai tare fază, exact, acasă, ce să faci? Te plictisești, nu, dacă n-ai tâmpeala asta? Da, eu așa, eu cu șoaricul, eu în casă, băi, eu n-am zile în care, adică nu că n-am zile, n-am ore în care să fim așa, gen, mereu, pac, mă împingi de cap, bai, pun piedică, ba, râdia, ba, o mai trag de păr, îi pleacă când și dacă nu râzi, în momente, da, în momente în care n-ar avea ce să caute astea. Și l-am dat, am avut un moment de ăsta, de luciditate, să zic, bă, tu îți dai seama ce tare că noi nu suntem din aia libidinoși care, nu libidinoși, da. Știi, iubita mea. Ce faci, iubita? Adică, cred că dacă aș fi așa, s-ar plăcea ceva, bă, ai greșit cu ceva? Ce ai făcut de ești așa? Știi? Bine, fiecare stilul lui, dar dacă nu râzi... Eu trebuie să râd. Și eu la fel, ziua, dacă a trecut ziua și n-am râs... Plus că tu ai și foarte multe, adică cumva ai, cum zic eu, ai foarte multe pârghii de a râde. Pentru că mereu comparații, cultura ta, păi tu ce mâncai, bă? Eu mâncam aia, eu făceam aia. Cum ai crescut tu? Cum am... Adică ai multe... Trebuie să o pui doar să citească un text în română, râzi de înnebunește. Am pus-o prima oară, avea carte de aia și citea. Masină, zic mașină, ideea critică, acolo am învățat cu și low. Și eu conduceam și zic, ce e asta? Că nu m-am prins ce. Low. Zic leu. Și ea zice low. Și eu zic nu low, leu, low. Și zic leu. Nu poate zice. That's what I say. Zic nu, leu, ok. Bun. Tigru, zic ok, perfect, tigru. Sarpe. Vai de mine. Da, mă, învăț limba română. Da, și... Dar ea e din Londra, bine, sau? Da, e născută în Londra. Dar acolo. Părinții sunt din partea... Ei Jamaica. Dar am fost la nuntă la sora ei. Unde? În Jamaica? În Londra. Tatăl Jamaica, toboșar, de partea ei cu muzica. 1-1 Morgan Freeman. 1-1, mor de râs. Da. Și vorbește Jamaica, nu înțelegi din prima, și vorbește, vorbește Jamaica. Ai. Și mă întreabă, cânti, nu? Da. Și zic, nu știu, m-a întrebat așa, ia zic despre muzică, nu știu, și am ajuns la concluzia că basul, toba și vocea sunt cele mai importante. Da. Și zic, uite la mine și zici, ia, it's valid. You can go out with him. Basul, toba și cu, da. Ma și mama e din Egipt cu Ghana, combinație. Da, ei s-au întâlnit amândoi în Londra. Și sunt unele dintre primele familii din Black Community de acum nu știu câte 50 de ani. 60 de ani. Da. Și că erau parte a Londrei unde acolo s-a făcut prima oară Black Community. Ce tare. Bă, da.
Da. Și s-a însurat și sora tău cu un român? Alb. Nu, cu un alb. Ah, cu un alb. Londonez. Da. Și am fost și am văzut de unde. Frumoasă ca maică-sa. Băi, maică-sa zici că are 30 ceva, 40. Are aproape 60. Da, altfel îmbătrânesc pielea, îmbătrânește da, altfel. Mă, dar altfel nu înțeleg de ce. Am văzut și eu asta. Șoricul e fiartă pe treaba asta. Mai are două surori. Trei surori. Bă, și un fan, o energie, o... Altfel, mă, sunt altfel. Dar recunoaște, dacă nu ți s-a schimbat, ți-a devenit viața mult mai ba interesantă. Da, ba da, și mișto când... Că și eu am energie de râs și de fan, așa, dar e mișto când găsești cineva care e total diferită, dar păstrează esența râsului, știi? Da, 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 da. Dar e pe alte tipuri de râs. Ei sunt mega... Ce trebuie să învățăm și noi și mi-am dat și... Ei sunt mega extrovertiți sentimental. Adică? Adică... Vezi, își arată a, okay. Și ce dă și primește înapoi. Eu nu sunt nicio. Eu și când sunt bucuros, sunt bucuros pentru mine. Dar nu sunt de ăla, știi? Te iubesc și, da, da, bă, da. Și m-am schimbat un pic, da, mă, eu mi-am dat seama că eu cu ai mei noi n-am avut niciodată în viața mea, replici de astea: mama, te iubesc, sau nicio. Tata, niciodată. Nicio. Nici ei mie. Și nu mi s-a părut ceva rău. Da, adică n-am, eu acum dau seama că acum ăștia mici într-una, exact. E mișto să zici când e, mișto, un copil, da. E mișto. Dar altă generație, nu poți să le compari și nu poți să-i învinovățești pe părinți. Normal, că așa, normal. Așa a prins treaba. Mamă, dar ce tare ești, nebun. Da, vezi că ți se sucește treaba, da, viața deodată. Da, da, sucește și ți se sucește că dacă mi-ar fi zis cineva, uite, să zicem, ei cu faza asta, cu nu-i cu God, dar e cu energiile, cu universul, cu, da, și da, cu cristale, cu Palo Santo, cu care n-avea nicio treabă, chiar eram ușor împotrivă înainte, știi? Pentru că am văzut... Alte fete, să zicem, care o ardeau cu chestiile astea, dar mi s-a părut artificial, știi, și, și forțat așa și nu m-au convins. Așa. Ea din prima în casă, bă, și a creat o stare, crezând în chestia aia, ea crede și energia și mi-explică, încât m-a convins și acum îmi place. Și chiar am asimilat-o. Da, exact. Păi da, normal. Păi asta suntem, bă, exact, că trebuie cineva să-ți trigărească aia. Dacă văd pe unul că face, dar am aprins și niște Palo Santo, că am auzit că e o vrăjeală. Dar dacă chiar simți și la început râdeam și s-a prins că n-am nicio treabă, nu înțeleg și mai dădea cu ăla și zic, aia mă, lasă-mă cu bățul ăsta, mai plecăm, miroase urât. Și pe aceea am înțeles cu energiile și cu canalizatul feeling-ului pozitiv. Normal. Bă, și mișto. Și ți-o dat, vezi? Da. Uite-l, mă. Da, da. Nu înțelegeam pe Răzvan, Răzvan de la Neață. Da. Când stăteam la cabina apropiată, anul trecut, până s-o cunosc pe ea, Răzvan își aprindea salvie și ce zic, o, mai oprește-o, că miroase a tămâie, mai spart. Și anul ăsta zice, am intrat la tine în cabină, s-ar dea niște daia, nu mai comentezi acum? Da, da. Da, mă, pentru că, bă, tu fiind expus și la TV sau în fața multor oameni, bă, multe din energiile pe care vin către tine nu sunt neapărat pozitive. Normal. Majoritatea. Eu de asta nu mi-arăt casa. Adică eu de asta nu mi-am prezentat casa. A, că se vede prin story-uri sau și mai fac eu vloguri sau așa. Când, nu, că, când arăt casa sau spațiul în care dorm... Se gândește cineva. Cineva. Exact. A, bă, dă-te drept. Și bă, ăsta înmulțit cu, aha, știi, 100x, 1000x, da, cumva. Și bă, de asta zic, fiind expus, și primești multe chestii din astea. Mulți n-au cum să înțeleagă. Eu mi-am dat seama de treaba asta când într-o noapte, eu cred mai mult, și eu cred mai mult în energie, da, decât, adică Dumnezeu, eu așa cred, că eu energie care, mă rog. Exact. Și noi suntem ghidați de treaba asta, exact, iar legăturile dintre oameni se bazează fix pe vibrații, fix pe energie. Și eu mi-am dat seama de asta când m-am mutat, eram cu cineva, așa, mă rog, nu mai, că nu mai vreau să-i dau, doamne, așa. Și m-am mutat la ea, bă, și nu puteam să dorm. Ok. Apartamentul n-avea lumină deloc, era foarte dark treaba, amenajat dark, adică totul pe negru, da, totul închis, tot mic, n-aveai lumină, avea nimic, și avea foarte multe măști în casă. Fizice. Așa. Și eu nu puteam să dorm. Și la un moment dat, într-o noapte, m-am trezit și am văzut un cap de ceva. Și zic, bă, e belit. Nu, na. Și am chemat un băiat de ăsta cu energie. Zic, bă, zi-mi ceva, dacă e vreo entitate, vreo... Ok. Că, e ceva îngrozitor. Deci chiar pe bune, serios, așa ai luat-o? Da. Și-a venit un băiat și-a zis, bă, da, sunt energii foarte nasoale aici, din cauza măștilor, ci că nu e indicat să... că măștile alea aveau niște peni sau blană, ceva, nu mai știu. Și fiind niște măștile în casă, ci că nu-s bune. Da, și aveau și ceva animal în animal. Și animalele au murit cumva. Da, și da, cu... da, ok. Și am fugit. Plauzibil. M-am dus acasă, la mine. Și la mine eram...
Bă, nu ți la ea în casă, ni certam în continuu, la mine nu. Sunt așa, puțin, ai locuri în care te simți. Mă rog, la mine a venit după aia că ne-am mutat, ea venind cu energiile din aia, a chemat un popă. Și mi-a făcut, bă, băiat, bă, adu făină, adu ulei, adu de alea, feștani în aia, pupă mâna, zic, nu există. Du-te ia preotul de la biserică, adu la casă, mă punea, zic, bă, nu, eu i-am zis mașină, nu știu ce trebuie să faci, eu nu cred, nu cred în asta. Nu mă pune să că nu. Eu nu pun mâni, icoane, nu, că nu, te cred, tu fost treaba. Eu n-am fost cu ideea asta. Adică nu eu te-am, eu doar am fost trimis, eu șoferul. Trebuie să te aduc acolo. Bă, și mă rog, o făcut ăla așa. Hai, pupă mâna, nu. Pupă mâna, că trebuie să... Nu, că eu cred. Doamne ajută, fai verde. Și l-am dat, o luat-o, aveți un bețișor de urechi? Da. Și-o luat din uleiul ăla. Așa? Ce fac cu făina, o sfințit-o, ceva. Așa? O luat... Asta n-am mai auzit. Da, ceva. Adică m-a pus, aveam făină, ulei și mă, și dracu. Clătite. Da. Și-o luat, o băgat în ulei, nu știu ce, o dat foc la niște ceva prin casă și mi-a făcut așa, pe perete. Inri, crucea. Așa. Și data, nu știu cât, martie 2000, nu știu cât era. Așa. Nici acum nu mi s-o duce. Am dat, am văruit, am... Nu s-o duce. Că e ulei. Că e ulei. Păi și eram, bă, când îmi, bă, mă bucuram și eu, îmi bătea soarele în casă, bă, frumos, bârt, să vedea ăla acolo, ești nebun. Așa cum îl ai? Și acolo am. Și nu știu ce să-i fac, ești nebun. Sare. Sarea absorbe ulei. Se mor. Da, și mi-a făcut aia și eram, da? Bă, Doamne ferească-mi. Dar în același timp eu cred că era forțată. Da, mie și, da, acum dacă ai la subiectul ăsta, mie și când intru în biserică, mie e aceeași stare. A, eu nu intru. Nici eu nu. Eu ultima oară când am intrat, mi-a dat o stare atât din nasoală. Bă, și n-ar trebui, mă. N-ar trebui. Că am intrat în biserici la catolici, am intrat în biserici. Bă, e altă energie, că sunt altfel învățați. La noi e numai cu frica de Dumnezeu, la aia sunt numai praise the Lord. E fix pe toți, știi, gândit tu la ortodox și la catolic. Eu nu mai, am intrat odată și am zis, bă, mi-o dă o stare de a mormântare, așa. Da, exact. M-am luat la mișto un pop ultima oară, că am fost, eram naș, la botez. Și cu de-alea, cu făcut limbă, cruce cu limba în gură de 3 ori, am trecut peste. Vezi, mie de asta mi-e frică. Eu, ultima oară când am intrat, am fost la cununie la frate meu și am fost de asta de onoare. A, da. A, păi nu m-a pus să cânt ultima oară. Și când făcea ăla, eu îi ziceam lui... Nu cred niciun... Mi se pare că faci degeaba, ți-a bani, eu luaș o grămadă de bani. Zic, bă, nu cred. Adică citea dintr-o de-aia, nu cred. Nu, nu, mie nu mi-o dă deloc. Și evit, adică nu prefer să... Păi mine, știi că te pune să dansezi în jurul mesei. Pe mine da, și cu, da. Și mie îți vezi ce de microfon și zici, ia, cântă asta cu noi. Zic, n-am cum să cânt, mi era și rușine. Hai, nu știi crezul să-l cânt sau... Mamă, o stare atât de nașpa mi-a dat. No. Nu, și plus că eu am mai auzit o din asta, aveam, cred că am mai povestit-o vreun post, că nu cred. Am un prieten care trebuia să căsătorească. Doar că era într-o din asta de post, așa, parcă, și ea era catolică. Sau o treabă din asta. Și nu făcea nimeni nunți atunci. Bă, cu cununii din asta. Și o găsit el o mănăstire, o biserică undeva, s-o dus la așa și o zis, bă, uite, vreau să mă așa, nu prea mă primești nimeni, că trebuie să obținem dezlegare de la Dumnezeu. Perfect. Hai să cum obținem dezlegare? Sună. Cum obținem dezlegarea? Păi nu, că dezlegarea asta trebuie să vii cu un plic în altar, cu niște bani acolo înăuntru și când arunci plic, când ajungi, arunci plicul în altar. Mă jur, ce cade jos e al bisericii și ce duce sus e că Dumnezeu. Și ăsta bagabont, el zice, păi nu pun niciun ban, nu pun nimic. Și arunc și zic, s-a dus la Dumnezeu. Nu știu ce sunt. Ei, mie dacă îmi făcea așa treaba asta. Mamă. Vă ce inventează lumea, bă, ești nebun la cap. Bă, băiatule, și ăsta îți dai seama că a făcut-o. Mă rog, nu mai arunca plicul. Bine, bă, ia, dar fă-mi cununia. Și nu-i mai creștinește, mă, decât să zici, bă, dă-mi plicul, încă nu să zici tâmpenii de-astea. Da, mă, da, dar bă, meu, că mi-a povestit, iar bă, am zis, bă, eu îl băteam cu tot. Du-te, mă, ta în cur. Ești nebun. Și mie mi-a cerut. Nu știu cum îl cheamă, că aș zice. Dar nu, mi-a mai zis, fii atent, cabron. Așa. Deci, bă, am fost naș la cineva, așa, am sunat, bă, nu, o sunat nevastă mea, sau el, nu mai știu exact să zic exact cu detalii,
Cert e faptul că s-a sunat înainte, s-a rezolvat la biserică, la alea, și când a ajuns, s-a văzut că e cabron. Și din 4 milioane sau 6 milioane, a devenit deodată sumă mai mare. Da, și am la fel. Și ăsta a zis, păi vă ba pe toți pe aici, ești nebun la cap, cum să-mi ceriți mai mulți bani? Păi n-am înțeles la o sumă. Înțelegi? La noi eram 5 nași, simbolic, la cel mai bun prieten al meu, și auzisem 3 milioane, da, e... Și nu, când am intrat acolo, a zis, păi nu, 3 milioane de fiecare, adică ne-ați 15. Ok, ok, și dacă n-am bani, mă? Nu. Eu mai... așa am zis, păi nu, și am plecat la mașină și nu m-am mai întors. A, da, a, da? Serios? Păi ce? Eu cu cel mai bun prieten al meu, ăla știe că nu suport, n-am dat în viața nici pagă, nu pot. Mi-au luat permisul de atâtea ori, n-am încercat, nu. Și zic la ăsta, zic, bă, am la mine doar vreo 6-7 în buzunar, zic, și vorbeam încet așa, dar era în fața noastră, știi, zic, mă duc la mașină, prieten, și plec la mașină cu gândul să aduc banii. Da. Și când intru în biserică, îl văd pe ăsta al meu prieten ieșind și îmi face semn. Și zic, ce ai făcut? Pens că n-avem bani, i-am mai scos eu 1 milion, a zis, hai, ai mai găsit 500 și am mai pus așa și am pus vreo 8, 9, au ieșit și i-am dat și gata. Stai seama. Dar dacă n-ai bani, de exemplu, am văzut acum că dacă se întâmplă să mori, da. Trebuie se să... mai întâmplă. Da. Trebuie să dai. Da. Nu ăla care moare. Dau alții. Nu ăla. Familia. Dacă familia n-are. Nu, eu zic cazuri, că nu-i îngroapă, că nu-i crești, că nu le dă slujba la final. Că nu. Deci e o chestie de alegere, da? Da. Și eu dacă aleg să nu dau, nu mai mă scuipă sau ce faci? Nu mai citești din aia sau? Nu te mai înalți. Hai, bă, la mea, uite, mea, mă rog. Da. Sunt niște chestii pe care eu nu. Ce-ți place mai mult să faci? Muzică sau tele... Ce faci mai trecut în fața cadrului? Păi bă, dacă erai la Neața... Bă, las că mai trec eu fiecare zi. Păi dacă erai la Neața... Vezi? Mai ba cât un nas, mă. Ce-ți place mai mult să faci? Muzică, muzică, muzică. Muzică, nici nu... Sunt ca întrebarea aia la bandii, știi? If you have A, to call your wife, or B, B. Da, muzică, clar. Da. E mișto și TV-ul. Ajută TV-ul, e bine că am avut de muncă pe pandemie. Îți place la X Factor acolo? Da, la X Factor chiar îmi place. Da, și îmi place, da, uite, dacă mă întrebi așa televiziune, ce parte? Aia ce? Cu prezentatul sau aia cu să fii într-un show și să faci ceva? Asta cu juratul chiar mi-a plăcut. Da, când a venit propunerea asta pentru X Factor? Eu nici nu eram în cărți pentru X Factor, mă, ești nebun. Cum nu? Nici nu existam. Eu am ajuns dintr-un concurs din împrejurări. Cum am avut mare noroc. Păi, știi că a fost un an în care n-au prezentat Răzvan Jdani, a prezentat Bendeac. Da, cu Drăgulin. Probabil. Jalnic. Da. Așa. Și era Carlaz în juriu, Brenciu, Bănică și Delia. Da? Ăștia da. Patru. S-au prins că cu Bendeac și cu e ok de prezentat, l-au chemat înapoi pe Răzvan și Dani, numai că între timp Brenciu și Carlaz au plecat de la antenă. Așa. Așa. Și au adus-o pe Loredana, da. Loredana se știa, sigur, și voiau Despot, dar nu, Despot a fost la Pro, nu, voiau tot Carlas înapoi. Ah, ok. Ei. Și nu știu, printr-un concurs din împrejurări a venit și un gagiu care e consultant pe X-Factor da, afară. Da, ca așa vine de fiecare dată. Dave. Și eu am fost în ultima zi, fix o zi înainte de a începe filmările, m-a sunat, băi, ai la o întâlnire, mă sună Cristi. Ok, băi, ți-ar plăcea? Eu am zis de mult că mi-ar plăcea. Ți-ar plăcea să fii în juriu? Zic, da. Păi uite că, și m-am prins eu, nu mi-au zis în mod direct, am fost ultima roată de la căruță care a prins tramvai în ultimul moment. S-au căcat toți porumbei în capul meu, au avut ultimul noroc. Că ăsta consultatul nu l-ar fi vrut pe Carlas, că a zis că cu mască la televizor prea mult ani la rând, că așa... Aha, așa. În fine, unul n-a putut, ăla n-a mai așa, și am ajuns eu. Și eu zic, de ce să nu profit de ocazie? Și la final de sezon am primit laude de la oamenii care nu credeau în mine la început deloc. Eu prima oară când am auzit treaba asta, eram în antenă la niște discuții și eu cred că au anunțat sau am aflat eu înainte sau ceva, sau mi-ai zis tu, nu mai știu. Și le-am zis, bă, mi se pare, adică nu m-aș fi gândit niciodată, dar mi se pare șmecher alegerea. Fresh, așa, pe nou, pe... Chiar mi se pare că te potriveai acolo. Plus că l-am și câștigat. Na. Și e o fază și asta, știi? Da. Îți dă un pic credibilitate concursului, știi? Da. Unul care l-a câștigat acum 8 ani și care a rămas și a cântat în continuare. Adică nu sunt mulți dintre câștigători de care da, mai știi. Da, ești nebun. Știi mai are mult legătură, de alții care da. N-au câștigat.
Da, are legă... Da, pentru că, de exemplu, tu când ai câștigat, ăla a fost primul. Primul X Factor. Al treilea. Al treilea? 2013, da. 2013. Primul a fost cu alt juriu, cu Adi Sână, cu Paula Selling. Primul a fost altceva. Câștiga Leonte, da, pe primul. Andrei Leonte. Știi pe Andrei Leonte? Da. După aia a câștigat Tudor Turcu, la My Rocker. După aia da, bravo. Aș după aia tu. Uh-huh. Tu fiind de la Delia în echipă? Da. Băi, ești nebun la cap. 8 ani au trecut. Bă, tu îți dai seama ce tare. Deci să câștigi după aia, după da, 8 ani să fii în jur. Uh-huh. Dar mie real, mi se pare că acolo ție. Da, și mie îmi place. Și mă simt și mișto că poți să și lucrezi cumva. Poți să-ți dai knowledge-ul tău. Da, da, unor da, copii. Da. Anul trecut am avut grupurile, dar anul ăsta am avut fetele mici. O, am greu cu astea mici, că eu nu sunt cel mai empatic om. Eu ce cred aia zic, nu mă gândesc că supăr pe cineva și cu astea mici plâns toate pe acolo, le mai zicem, tu cânti prost, tu cânti... Oh, unora le place stilul, dar cu altele trebuie să te porți mai cu mânuși. Da, depinde dacă ăsta-i da, stilul tău, da, ce corect, dracu. Stai, da, mai înveți un pic și cu astea micuțe. Când te iau toate în brațe așa și eu, care nu sunt cu luatul... Rigid. dacă ar fi să te pună să alegi așa? Echipa de producție, să te pună așa să alegi. Bă, uite, facem un sondaj toți jurații de acolo. Da. Trebuie să votezi care pleacă de acolo. Așa. Pe cine ai vota? Să plece? Da. Yeah. Dintre noi patru, nu? Hai, ca să fim sigur că te dau afară de antena acum. Cred că și locul eu pe Loredana. Nu, pe Bănică. Pe acolo, pe partea aia aș lucra. De ce? De ce? Acum că mă pui, unul pentru că prea multe sezoane la rând, mi se pare că ți se ia. O dat-o pe ei, ești nebun. În schimb, Loredana este singura femeie care mi-a nemerit energia. A, da? Singura. Cu este Delia nu? Cu Delia am înțeleg alt tip de energie, dar care m-a citit și care a prins din prima asta faza asta cu Naomi de anul trecut. Ea m-a făcut cumva să... cu Naomi. Da. Că serios? Eu sunt în sens, destul de timid și mai ales că m-am pus la masă când vine Loredana, te omoară cu energie, ei mâncați așa. Când intră în cameră, băi, te-ai tare făcut... Bă, Lori, eu zic diferit. E genial. E șmecher rău șmecher de tot. Da. Delia e altă energie. Delia da, o cunosc, cu ea râd la masă, ne hăhăim, ne scriem tâmpenii pe alea. E da, altă da, energie. Dar la da, Loredana nu poți să te porți așa cu ei. Femeie, ești eu copil, căcat. Și tot îmi zicea, până să vine Naomi anul trecut, tu ai o problemă, chakrele închise pe undeva, o energie, o daia, o... Bă, și m-a nimerit bine de tot. Și când a fost faza cu Naomi pe scenă... Dar cum au fost? De ce au fost pe scenă? Că eu nu știu. De ce a venit la audiții? Și când am intrat, a căzut și a rămas așa. Și toată lumea s-a prins că mi-a plăcut. Și a cântat și mi s-a părut că ar putea să cânte mai bine cu cineva lângă ea. Așa. Eu care în viața mea m-am dus la vreun concurență, îi zic ceva și zic, dați-mi microfon. M-a prins și în elementul meu, sigur, pe mine l-a cântat. Nu mi-era rușine de chestia aia, știi? Pac, ne-am dus să mă urca pe șină și Loredana, vezi că te-ai aprins. Eu roșu la față, negru, toate culorile erau. Am început să cântăm, am cântat și s-a simțit o conexiune. Chiar am simțit o conexiune cu fata aia din prima. Și la final era și fix pandemie, nu ne pupam cu concurenții sau cu ceva. Și eu am dat să plec și Naomi mi-a făcut un semn așa foarte discret. Gen, poți să te pup, să te iau în brațe, să-ți mulțumesc că ai cântat cu mine. Și atât am așteptat. Da, normal, vino. Am luat în brațe. Și de atunci mi-a zis, s-a deschis chakra, am zice Loredana cu energie. Ok, n-am băgat în seamă. Ea a plecat înapoi, că a fost audițiile. I-au plecat înapoi în Londra? Da, asta a fost până iulie. E o fleașcă, mâncați, s-a terminat audițiile. Mă duc după ea. Nu, seara am avut noroc. Noaptea am ieșit la un restaurant că au pierdut avionul și m-am întâlnit cu ea. Și, dar nimic, nu, profesional, eram și în concurs, nu, căcat. Și a plecat înapoi. Ce știe? Eu știam dinainte, da. N-am vrut să zic la TV ca să nu zică lumea, că lumea nu știe că se termină de filmat repede, da, știi? Și după aia zice, în concurs. Da, 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 știu că astea au fost discute, da, da, așa. Și după ce a plecat, s-au terminat și audițiile și eu am rămas cu ideile pe grup, le scriam la băieți, m-a pus asta capac, s-a terminat. Și am ținut o conversație așa vreo 3-4 săptămâni pe grup, tot ăia tot râdeau de mine, mai căutau o poză cu ea, mai trimiteau. Da, da, cu ea băieți, n-ai mai vorbit. Cu ea foarte puțin, o glumă pe Instagram, dar nu, nici ea, nici eu. La fel de proști amândoi. Amândoi știam că ne place unul, dar nu știam că lui altă îi place. Ah, ok. Și după vreo lună s-a uitat, că uiți, s-a făcut septembrie, s-a făcut octombrie
Și eu vreau să o iau la mine în echipă ca să o pun la un grup. Dar nu s-au aliniat astrele, a venit la Delia în bootcamp și când a intrat pe 3 octombrie la ea, hey, la Delia în echipă, din ziua aia n-a mai plecat. A venit și în seara aia am ieșit și în seara aia am venit la mine la cântare și eu la cântare de semn. Era eleșinat. Mamă, terminat. How are you, baby? Iar luna aia, da. Bucate, n-am simțit în viața mea, n-am trăit așa lună intensă. Era, nu făcea nici nimic, nici nu cântam, că era pandemie. Da. Și asta nu mă acasă cu ea. Mamă. Băi, eu când am văzut că a spus poza, mamă, deci cred că ți-am și comentat. Am dus-o la mare, la munte, în toate cabanele. La toți, la Dracula, la Castelul Peleș, la Delfinariu. La Show You The Country. Extraordinar. Da, mă, vezi, am văzut că erai, stai bine. Seama. Let me show my country, honey. Da. Știu că ai, când ai pus tu poza aia, ți-am comentat eu, ești fier sau fier, ce? Eram fier, mă. Dacă în momentul ăla i-am zicea să mă mut în Londra, atunci eu mă mutam în ziua aia. Serios? Fără nicio discuție. Ți-o luam mințile. Da, mi-a luat minte. Prima oară când mi-a luat minte așa în vieță. Și nu m-aș fi așteptat ever. Adică da, și la vârsta asta. Da. Că adică zici că ești, mă, cumva, poți să-ți controlezi da. Emoțiile și așa. Da, mă, da, bă, nu. Când te ia... S-a pus de aia. Bă, și aveam momente, în prima lună stăteam cu ea în cadă, de exemplu. Bă, și mă uitam, bă, nu-mi venea să cred ce mi se întâmplă. Nu-mi venea să cred... De ce? Alăturarea asta. De ce? Că sunt foarte mici șansele. Adică, ea dacă nu venea la audiție la X Factor, nu aș întâi, domn, viața vieților mele, nu? Da, probabil. Care ea... sunt șansele ca o... un black londonez să vină în țară să se cupleze cu unul de la o emisiune unde ea se duce să cânte ever vreodată. Da, da, da. Da, e o poveste. O să le zic la nepoți. La nepoții aia creoli. Bă, da, bă! Mamă, Ristei, o să aibă copii! Mamă, ești nebun! Trebuie să mă fac, mă prietenesc mai tare, cabral. Să mai zic că una alta. Bă, da, ce tare, da, bă, tare. Vezi? Da. Am, și dacă ea are, ea n-are cea mai bună tehnică vocală din lume, ea cântă bine. Da. Bă, timbru și pronunția și chestia aia de negri, da. Inflexiunile alea pe care le au ei și pe care mă umplu de nervi că nu pot să le da, fac, că nu sunt naturale, ea aude la radio pe și o faci. Zic, ia mai zi o dată, zic că ai făcut exact ca ăla. Da. Imită perfect. Și șoarecul e la fel. Am lucrat cu un portughez, portughez era. Și am lucrat o piesă în spaniolă, portughez. Șoaricul n-are nicio legătură. Ba nu, în spaniolă. Nicio legătură. Ăla eu scris textul și a zis șoaricul, ok, lasă-mă să le scriu fonetic și, bă, când a, la fel și inflexiunile și tot, când a dat cap coadă primul take, era, you're a fucking incredible parrot. Și zic ce ăla, ia ce, ești papagal, da, mă. Da. Normal. Asta e nativ. Da, e nativ. N-ai cum să o... Într-adevăr. Și șoaricul poate să imite inflexiuni și eu nu înțeleg, zic, mă, cum? Că nu știu, mi ies așa, mi ies da, să... Nu mă gândesc cum să-l fac. Da. Că nu e pe partea aia tehnică, da. Să știi da, că o faci da, gândită. Da, 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 la fel, n-are o tehnică, nu-i vreo mare nebunie. Da, uite, are... Și am zis, dacă ia de la amândoi cei mai buni copilul, mamă, timbru și... Da. Mamă, dacă ia timbru ei, bă, este incredibil. Bă, și vorbesc într-un fel, știi, aerat și foarte plin așa și dulce. E foarte cald, și, da, e foarte cald. Asta nu avem noi. La albi ne lipsește, cred că, cum e felul, cum e conceput corpul. Că nu mai știi dacă îmi dă o palmă în leșină. Da. E atletic așa, da. A, deci știi cât ea? Mă, mă prinde la consonată, mi arde una. Da, și că... Dar nu, mai că nu suntem la măruță la astea, să te întreb de căsătorii de alea. Dar m-am logodit. Slogodit. A, tu ești în urmă, mă, da. Păi da, n-am zis nicăieri. Adică am zis la... Așa, am aruncat o vorbă. Du-te, Doamne, iartă-mă, serios, anul trecut, mă, frate. Când am văzut că mi s-a întâmplat asta, anul trecut aveam 33 de ani și am zis că asta e vârsta lui Te-ai Jesus. Te-ai logodit și tu, bă? Da, mă. Ai anunțat pe... Nu, am zis că tot așa, după în aprilie, mai anul ăsta, la Gojira, am scăpat-o. Uite, mă, ce frumos sunteți, ești nebun. Da, mă, și anul trecut, dar am zis, dacă tot 2020 a fost așa pentru mine și 33, vârsta lui Jesus, am zis, gata, asta a fost schimbarea asta, bam. Am zis, hai mă, să nu se termine anul,
Eram și în febra. Atunci. Fiert. Da. Și în ultima zi din anul trecut. I-am dat inelul. Ce dracu. Ce frumos. Păi și când faci nuntă? Nu știu, mai stăm. Nu mă grăbesc. Dar faci două, una în Londra, una aici. Normal. Fac nouă, fac una pe la mijloc unde vin toți. Ce tare, bă, ce mă bucur. Da, să vezi, ești da. Radiez așa. Da, și când vorbesc de Iana... Legat de muzică, fii atent. De asta am întârziat, scuze, 10 minute. Că am așteptat ca sunt la emisiune. Ce-ai făcut sex? Un pic. Atunci e scuza. Ok. Și m-am grăbit, da. Bine, nu mai contează. Nici nu cred că trebuie să te grăbești. Nu cred că am făcut duș. Hai de capul meu. Stai că eu voia să mă duc în ceva serios acum, dar nu mai pot. Și chestii legat de muzică. Așa. Că le-ai făcut cam pe toate. Ce chestii ți-ai fi dorit să se întâmple și nu s-a întâmplat? Nu, se întâmplă acum. Am schimbat un pic... Nu am dorit să se întâmple ceva și nu s-a întâmplat. Am făcut ce a mers natural. N-am fost de la să mă frustrez că n-am avut piese pe radio sau să mă frustrez. A, n-ai fost? Eu am fost. Nu. Până am înțeles mecanismul, am avut un an, doi așa, până când nu înțelegeam. Adică eu aveam impresia că radio-ul cumva are o obligativitate. Mm-hmm. Să te promovezi. Măcar morală, că eu pe moralitate merg foarte. Da. Nu se întâmplă. Până am înțeles că e un business, care business-ul în general sunt lipsite de moralitate. Mm-hmm. Și am zis, bă, ok. Deci n-are, până m-am prins de treaba asta, eu am fost foarte... Și eu m-am prins târziu, dar nu m-am gândit la ea înainte, pentru că câștigam bine și trăiam din cântat în cluburi. Și am cântat foarte constant. Știi? Dar nu, și eu și câștigam. Adică eram ok, nu făceam foamea, dar în același timp eram cumva... Eu credeam că ei sunt obligați, că știi, și până m-am prins, zic că... Ba, nu, la revedere. Da. Da, și n-am avut niciodată frustrarea asta, dar... Dar ce, ai avut niște frustrări? Mi-a luat un pic așa până să mă găsesc pe unde aș vrea să fiu, că cântând, dacă începi cu cover-uri și cânti și îți place să cânti și iei muzica mai tehnic, nu neapărat așa sentimental, nu prea mai știi la un moment dat. Bă, păi asta place, zic, știi? Pentru că mie mi se pare că tu la un moment dat, acum ești reconoscibil, dar până într-un punct, tu n-aveai o personalitate. Nu, cântam ce auzeam. Și era normal. Exact. Când tu cântând piesele altora... Acum, în ultimii 7-8 ani, să zic, am început să cânt piesele altora, dar în stilul meu. Ai, exact. Da. Și până mi-am dat seama că tot așa, nu trebuie să fii pe radio neapărat, nu poți să câștigi bani, poți să-ți meargă foarte bine proiectul și separat, da, să faci ce vrei. Da. Dar acum cred că am găsit o direcție și vreau să merg fix pe ea. Am planificat următorul, primul album ca lumea al meu cu băieții, că de asta am schimbat și un pic formula acum. Aha. Am făcut un to-do list așa, un album în care aș vrea exact să vadă lumea ce îmi place să cânt, chiar dacă nu e cel mai comercial, dar nu mai e despre comercial. Dacă da, nu, mă, nu, la dar suflet... comercial, eu asta comercial, eu nu încadrez nicăieri prin comercial, e orice piesă care iese exact. Și generează un minim de venit, nu exact. Contează. Comercial sau nu? Păi, muzică ușoară, exact. Că de la asta, muzică ușoară sau... Știi? Acum ne băgăm să facem un album cu... Mie întotdeauna mi-a plăcut să cânt spre negru. Spre soul, spre R&B, dar nu mi se potrivește vocea și n-am faza aia, dar am găsit o îmbineală, cumva. Da. Ai românizat. Da. Și tot Naomi mi-a deschis ochii și păi cu partea asta. Păi asta zic, cum ai românizat-o pe ea, exact. Poți să românizezi și muzica. Exact. Da, tare. Da, eu trăiam și cu frica asta, știi, nu fac în direcția aia, că poate sunt mai slab decât alții care sunt în direcția aia. Ți-e frică și... de eșec? Da, mi-e frică să nu fac lucrurile, mi-e frică de penibil, știi, să nu mă gândesc. A, bine, da, nu, dar de eșec. Nu. Pentru că eu știu foarte mulți oameni foarte buni, foarte talentați, care nu fac lucruri, nu fac atât de multe lucruri, tocmai din frica de a nu da greș. Nu, păi da, ce, am dat greș toate piesele mele pe care le-am scos până acum. Cu ce pot să mai dau greș? Adică greș. Deci, când au mers? Da, zici așa, că din 7-2 au mers, să zici. Dar nu mi-e frică, că înveți și te prinzi din... Ce da, faci? Mă, da, dar scopul lor nu este să facă cifre. Că eu, și la mine la fel, adică la mine în ultimii ani au fost mai puțini care au făcut 2, 3 milioane, 4, 5 sau ceva. Doar că eu consider că atunci când lansez o piesă, bă, dacă ai reușit să sensibilizezi sau să-i dai o stare unui om, 2, 3, fix. O piesă așa a atins scopul. Exact asta nu fac asta eu... e șmecheria, nu în cifre. A, ok, cifrele îți arată, bă, uite câți oameni ascultă sau au dat de piesa ta. Dar tu poți să nu-i sensibilizezi pe normal. Toți aia.
Să fie niște, doar niște cifre. Exact, exact asta pățesc la fiecare cântare. Mă întreabă lumea, ai emoții? Da, mă, înainte de fiecare și concert, mă urc pe scenă până îl văd pe primul că a zâmbit și că l-am prins în starea. Gata. La revedere. De da, atunci, da. Da, că da. Dacă ai ajuns la unul, înseamnă că faci ceva bine. Nu poți să placă la toată lumea, da, că da, n-ai da, cum da. Să placi la toată lumea. Dar nu, am trecut de asta cu frustrările. Ei, eu am fost la un moment dat, acum nu mai e, gata. Dar eu, asta vine odată și cu maturizarea. Da. Știi, când îți dai seama, înțelegi când începi, cum, când, da, când înveți cum funcționează și vezi lucrurile cum... Poate m-am frustrat și am fost ușor invidios așa pe dăștia care... One hit wonder. A, eu pe ăia, chiar pe ăia nu, nu? Sunt deloc. Că eu m-am gândit fix la mine, că eu am avut-o pe aia cu Dana când eram mic, dar mie nu mi-a luat mințile aia, știi, cred că eram prea mic și n-am înțeles fenomenul. Da. Că piesa aia a fost huge, noi am luat disc de aur, de alea, să întrebi pe Muraru câți bani a câștigat aici la Roton. Și eu n-am acknowledged, nu mi-am dat seama de ce s-a întâmplat atunci. Păi am intrat la facultate, am și uitat perioada aia, știi? N-am crezut că a fost chiar atât de big, cred că dacă se întâmpla pe la 18-20 de ani când ești mai cochi așa... Să mai dai și nici de niște cașcaval exact. Puțin. Aș fi zis, ce... O piesă acum mă doare la basc. Da. Dar în rest nu, s-a întâmplat și după aia am început să învăț muzica pe partea tehnică, să înțeleg producție, aprofundez, să, da. Ce să înțeleg ce înseamnă muzica. Da, da, da. Da. Și... Nu, eu pe ăștia, One Hit Wonder, chiar n-am nicio frustrare. Adică dacă vine unul de ăsta nou sau și-ți rupi cu o piesă și-l văd că figuri, că pe alea, că... Încă unul care o să dea capul. Încă unul care dă cu capul de toc. Știi cum e? Adică nu, n-am, că știu. Dacă n-ai zeama, esența. Aha. Dacă nu o ai de artist, să vadă că îți place muzica. Nu să-ți placă muzica pentru efectele pentru pe care, bani pentru că faci bani, pentru că te cunoaște lumea, că faci poze. Ăia, dacă n-ai treaba asta, pa. Pa. Și eu, de exemplu, când am început cu Șoarecu, ea tot își dorea hituri. Zic, bă, nu. Că dacă dai un hit, un one hit wonder din ăsta, e foarte greu să vii cu confirmarea după. Chiar dacă tu vii cu o piesă mai bună, lumea mereu va compara cu normal. Aia care a fost mare. Iar aia a fost mare din multe motive. Adică n-ai cum să nimerești. Da. Dacă la noi s-a pierdut asta, că m-a întrebat și cine vorbea zile trecut, ce lipsește la noi în muzică? Zic că răbdarea lipsește la răbdarea, noi. Bă. Și experiența de vreo 50 de ani în spatele altor muzici, dar la noi nu mai e chestia asta, știi? Mai ales la trupă, că eu mă gândesc la noi cum a fost. Păi îți trebuie ani, îți trebuie 5-10 ani ca o trupă să te înțelegi, să compui într-o direcție. O să compui toate tâmpenile la început, toate trupele mari, Queen, Genesis. Dacă a spus primele albumuri, sunt niște idioțenii. Da. Te prinzi după câțiva ani, după 10 ani, dar nimeni n-ar răbdare ce fac, cum apuc acum și abia 10. Da, pentru că, da, tu după 10 ani, după ce începi să compui bine, vin și incamurile. Exact. Alea după care poți trăi. Aici... Dar la noi lumea nu gândește pe termen lung. Lumea gândește... Nu, dar și când vine înapoi, vine prea puțin. Da, da. Prea puțin și nu poți să-ți asiguri un viitor sau, știi, e de la bani, zeamă. Bani. Din păcate, că altfel muzica ar fi mai free așa, fără bani. Da, dar fiind costisitoare, că muzica e costisitoare, s-o faci. Lasă, faci tu un birou la tine, s-o faci la nivel profesionist, oamenii costă, aparatura costă, cunoștința. Da. Știi că la noi, ne fiind atâtea școli sau din muzică care sunt înveții real, bă, trebuie să cumva să furi. Plus oameni care scriu așa ca să nu vezi. Da. Mamă, asta, mamă, n-am să înțeleg vreodată. Oameni care, eu am avut un sunetist la început, de la care am învățat tot. Tot, atât de pasionat omul, încât și acum îi mai trimit un mix. Bine, ascultă, îți place ce am făcut aici? Băi, este foarte bine, dar fii atent, ești în fața calculatorului, da, deschide logicul. Fă asta și stă o oră cu mine și îmi dă o altă viziune și mă învață alte chestii. Zic că ăștia sunt oamenii, că n-ai nimic de pierdut dacă tu nu explici mie, că tu oricum ești bun. Dacă eu sunt mai bun decât tine, o să mă ia alți oameni. Da, aici felia, sunt mulți și felia de pâine e mică. Da. Și atunci când o împarți, știi, așa ăla care o prinde primul jumătate, exact. Ia-o, ce-o bucăreală. Na. Da. Dar vezi că îi faci treaba asta, că tu ai mai luat interviuri. Eu nu iau niciun interviu, adică eu nu știu ce să întreb, nu, mă duc unde duce discuția. Se vede că imediat, și eu nu sunt învățat, că eu pun întrebări. Nu, dar mie îmi place într-o conversație. Eu stau așa cu grupul meu de prieteni, sau cu Naomi, acum stăm nopți întregi și discutăm despre subiecte. Și mie îmi place... Te contrazici cu ea? Da. Asta e. Da, dar din asta, mie asta îmi place să mă contrazic. Eu chiar dacă tu îmi zici ceva și eu sunt de acord cu tine, eu te întreb, dar de ce nu e invers? Nu ca să mă pungică contra, ci ca să văd și dacă putem să gândim și din partea aia altă. Care e cel mai mișto? Uite-ți tu de asta. Păi nu...
Că tu dacă zici acum, bă, mie îmi place aia, și eu zic, tu zici că îmi place Queen. Și mie îmi place Queen. Da. Și zic, da, mă, da, lasă că și ei au făcut asta. Și îmi place debate-ul ăsta, dar pe ceva... E constructiv. Exact, și pe ceva informații, nu du-te când ai dreptate. Da, da. Da, nici eu nu pot. Nu se întâmplă pe net. Și de asta și cu Naomi am o grămadă, ea zice niște chestii și eu mă pun fix gică contra. Doar ca să văd cum e și partea aia altă. Uneori mă duc cam mult. Mai iau o bucată în gură, mă revin. Asta zic că... Dacă zici că dă bine cu dreapta, fac așa... Dă bine și știi niște tehnici de astea de strangulare. De... A, da? Mă, da, da, da. Da. Bine, mă. Bine, mă. Gata. Am Bravo. Terminat. Super. Mamă, trec o oră jumătate, ești nebun la când vine scris. Vă mulțumim frumos. La mulți Mulțumesc. Ani. La mulți ani. Nu știu când dăm ăsta, la mulți ani. Nu contează. V-am pupat.